Bună ziua, luați loc. Mulțumesc, bună ziua. Inițialele. Paie. Ce paie? Inițialele. Bartoș Andrei Eugen. Da, profesie. Turnător. Cum așa? Ce turnați? Torn gaz. Gaz pe foc! De paie! O emisiune de Sars Cântei. Paie! Bun găsit, dragi prieteni, am zis că pe la 5 fără ceva să o luăm din loc, ca să ne facem și noi o după-amiază mai relaxată, eventual să ne odihnim înainte de o noapte grea și albă, așa cum ni se întâmplă vinerea, așa că marile teme au fost atinse ieri, asta nu înseamnă că n-au rămas și pentru azi, ne străduim să stabilim o legătură, dacă nu reușim înseamnă că n-am avut noroc, așa e. Azi începe și campionatul, e bine să știți, Argeș cu Botoșani la 18:15, primul meci, nici nu s-a terminat bine, în sensul că nici nu s-a terminat ca lumea campionatul și deja începe. Vă dați seama în ce minunăție de lume trăim, sigur nu e vina Federației la acest capitol, dar pandemia a răsturnat absolut orice reguli de normalitate. Continuă luptele dure și din ce în ce mai vulgare și de prost gust între politicieni și nepoliticieni, pentru că văd că jurnaliștii devin din ce în ce mai acut implicați în fenomenul politic. Văd că mai nou sunt chiar nu mai sunt moderatori, ei sunt parte activă. Vine unul la o emisiune, dacă se întâmplă la Antena 3, moderatoarea face parte din echipa care trebuie să-l distrugă pe ăla care e de la PNL, că ăla e singur. Ceilalți sunt unul de la ALDE, unul care e sociolog sau ceva, invitat, analist, dar un papagal de obicei, unul de la PSD și încă unul care e tot așa, bystander, dar tot de acolo. Deci sunt totdeauna 5 la 1. Încep să apreciez mai curând emisiunile făcute de Mădălina Dobrovolski, pentru că la ea nici nu se mai pune problema să-i încheme pe aia de la PSD, așa că măcar acolo știe o treabă. Ori nu se pune problema, ori nici nu vin. Mai curând cred că nu vin pentru că știu ce pățesc. Deci s-a produs așa o ruptură între normalitatea profesională a jurnalistului și ce se întâmplă pe teren. Nicu Turcu e prezent și îl salutăm, Veronica Blaich, Camelia Popazu, e și ea cu noi, din nou împreună, bună ziua tuturor celor prezenți, Radu Răduțu, salutări de la Ștefan Manole, nu l-am mai văzut de o vreme și tot așa, pe măsură ce vin mesajele, vi le semnalez și eu, deci Gazeta Sporturilor a și oferit un ghid ca să fiu la zi cu meciurile, aici ei au dat toate meciurile, adică sunt foarte drăguți. Sunt convins că o să apară foarte multe modificări pe parcurs, pentru că n-au de unde să știe cum o să se întâmple când se îmbolnăvește unul, îl scoatem din echipă, când se îmbolnăvesc 2 sau 3 sau 5, scoatem toată echipa sau dăm înfrângere la 3-0. Adică asta va fi decizia. Între timp am aflat cum o cheamă pe domnișoara aia de la emisiunea aia pe care eu o urmăresc contra voinței mele, în sensul că oricând dau pe acolo, tot emisiunea aia este, asta cu puterea dragostei, pe care eu nu o înțeleg. Și chiar vorbește și aici în interviu, domnișoara se numește Cristina Mihaela Dorobanțu. A auzit cineva vreodată de ea? Nu. Îmi plac agitația, nebunia din Istanbul. Simt că trăiesc. Deci, domne, fata arată bine, eu asta v-am spus, vă puteți să verificați, dar nu știu de ce e atât de importantă ea că a ajuns să modereze o astfel de emisiune. Am înțeles din articol, din interviu că s-a despărțit de logodnic, nici măcar nu era măritată, deci înțeleg că putea să participe direct în casă, că poate că zice de aici, reiese că miza acestui joc este ca oamenii să se cupleze. Deci e un fel de, hai să nu-i zic cupleraică, așa se zicea pe vremuri, pe vremea mea, în Ardeal, dar un fel de bordel mascat, cam asta este, ca să înțelegeți. Asta însemna cuplerai în Ardeal. Deci n-are bec roșu, au o cameră roșie, unde se duc, pe bune, au o cameră roșie unde se întâlnesc un ea și un el care stau de vorbă acolo, aia e pedeapsa, sau mă rog,
premiu sau pedeapsa, nu știu. Asta vreau să te întreb. Da, dar în rest, ce se vede, și de-aia am zis că dau peste ei oricând, pentru că atunci când sunt dezbateri tâmpite și pentru că mi s-a recomandat să folosesc telecomanda, eu trec de dezbaterile tâmpite ca să nu mă enervez, nimerez peste ăștia. Și ce fac ei acolo? Se ceartă. Non-stop se ceartă. Ba sunt în aceeași cameră, ba sunt în camere diferite și din când în când apare duduia asta, care ar avea rolul să-i liniștească. Băieții devin intră în erecție imediat cum o văd și tot așa. Sunt tot felul de fenomene ciudate. Deci e o emisiune care n-are cap, n-are coadă, dar lumea se pare că se uită la ea și nu pentru că mă uit eu, pentru că eu nu sunt în targetul lor și nici măcar nu am aparat din ăla, dar dacă au menținut emisiunea atâta timp, deci am aflat cum o cheamă, asta e foarte important. Spuneam că pe scena politică se petrec lucruri absolut alucinante. Nu se știe încă sigur dacă se votează sau nu moțiunea. Adică? Nu se știe. Dacă se votează? Moțiunea de cenzură. Au depus-o și au zis că mai discutăm puțin. Și că nu e așa de grav că au depus-o în sesiune extraordinară, că a, ce mare lucru. De altfel, trebuie să spun că, pentru că probabil că mulți dintre cei care mă urmăresc acum sau puțin, nu contează, îl respectă pe domnul Zegrean, fostul șef de la Curtea Constituțională și care mereu intervine și explică așa sfătos și simpatic cum el. Dom'le, de data asta omul m-a convins, avem o Constituție de căcat. Deci, absolut toată, dacă oamenii care s-au ocupat de ea, oamenii care au susținut-o, oamenii care au aplicat-o timp de 30 de ani, deci, nu 30, 28 ca să fiu exact, 29, spun că, dom'le, nu scrie nicăieri în Constituție că trebuie să depui o singură. Până acum, totdeauna, dacă ți-amintești de câte ori s-a vorbit de moțiune de cenzură, toți veneau și spuneau, n-ai voie decât o singură moțiune de cenzură într-o sesiune parlamentară. Știi? Ții minte? Da. Acum vine acest domn, care este și el tot din CCR, chiar dacă între timp s-a pensionat, și spune exact opusul. Ce, domne, dar nu scrie nicăieri. Deci ce nu scrie, se poate face. Așadar, dacă PSD-ul vrea să stabilească încă vreo 5, 6, 7 sesiuni extraordinare până în 27 septembrie sau după aia, treaba lor, o pot face. Deci, ca să ne înțelegem. Între timp au pierdut 3 componenți din echipă și a zis domnul Ciolacu foarte nervos că e dezamăgit de unul, domnul Breaz, dacă vă amintiți, unul dintre cei mai penibili miniștri pe care a avut țărișoara asta. A fost ministrul culturii, mă. Da, da, da. Da. Ăla a trecut la PNL. Deci, după 20 de ani de pesedism, a trecut. La capitolul ăsta cu traseismul, nimeni nu are tăria și the guts să spună cinstit, bă, e voie sau nu e voie. Degeaba vine președintele țării și spune, eu, cum a zis, mă? Că a zis un cuvânt, a zis, nu girează. Și a folosit acolo ceva cu girofar și l-au luat la mișto oamenii de peste tot, că era normal. A inventat un cuvânt. Deci, președintele nu girează traseismul. Dar, nene, dacă scrie în, sau ar trebui să scrie în statutul fiecărui partid, domne, ai fost la un alt partid, nu te primim, la revedere, go home. Nu, domne, ei nu numai că folosesc treaba asta constant, chiar în timpul unei sesiuni trece unul dintr-un partid în altul. Acum, vă dați seama, mai sunt câteva zile, se trece la vot pentru povestea asta cu moțiunea și tot aia e. Adică s-ar putea ca ăștia de unde aveau 203 să se trezească ca 190? Nu se știe. Cu moțiunea e o nebuloasă, s-ar putea să apară o gaură neagră și să absoarbă tot, spune Radu Răduțu, cu umor. Te salut, Andrei, nici nu a început campionatul că un meci s-a amânat. De ce? S-a îmbolnăvit un jucător, nu toată echipa. Andrei, ai cunoștință? Burleanu le-a făcut și DSP-ului ligă? Dom'le, nu e glumă. Exact asta e discuția. Deci dacă Direcția de Sănătate Publică din orașul respectiv zice, dom'le, nu aveți voie. Nu. Un om, dacă e bolnav, normal este ca în alte țări, pentru că tot timpul vorbim de alte țări, deși ar trebui să avem și noi regulile noastre. Unul e bolnav, e izolat, bine mersi, e trecut la tratament, e ținut 14 zile în carantină, îi se face testul la 2 zile, la 3 zile, la 6 zile, treaba lor de câte ori, până când omul se face bine.
Dacă sună telefonul, atunci pun căștile și trecem la lucruri serioase. Alo? Alo? Alo, bună ziua, domn profesor! Bună ziua, sper că se aude. Se aude excepțional. Nu știu ce instalație v-ați făcut rost, dar se aude extraordinar. Mă bucur. Avem onoarea să stăm de vorbă cu un om greu de pensionat, așa cum declară pe propria răspundere. Vi-l arăt acum aici și albumul și o să aveți o fotografie pe care a găsit-o Iulia pe pagina lui Alexandru Andrieș, care e chiar cu mască. Ai o mască de unică folosință sau una așa specială? Am multe măști de unică folosință, pentru că astea după 4 ore trebuie să le arunci. Așa, și nu ți-ai luat una sau nu ți-ai comandat una care să fie cu numele tău scris pe el, ca să nu... Nu. Nu? Încă nu? Nu. Nu, m-am gândit că se puteau vinde la un moment dat. Păi, deci trebuie să fac mai multe, una. Sau să vând una cu un preț foarte mare. Așa, exact. Spune-mi cum a fost, cum ai reușit să faci albumul ăsta în condițiile astea pandemice și, bineînțeles, câteva amănunte despre întâlnirea din luna următoare. Evident că perioada asta a fost și este grea pentru toată lumea. E grea pentru medicii din spital, e grea pentru cei care se îmbolnăvesc, e grea și pentru cei care din diverse motive nu reușesc să își facă treaba așa cum erau obișnuiți, mă refer în special la cei din zona cultural-artistică, pentru că nu e vorba numai de cei care cântă, e vorba și cei din teatru și cei din film, nu? Orice persoană care avea de lucrat mai multă lume sau în fața publicului este evident afectată de lucrul ăsta și evident și publicul. Exact. Cam toată lumea, ce să mai lungim. Eu m-am gândit că dacă lucrăm în studio și în destul de bine organizat, în sensul că să nu fim niciodată mai mult de 3 oameni în studio, putem să facem lucrul ăsta în siguranță și așa a și fost. Respectiv, aveam un număr de piese deja pregătite. De data asta am tras separat, deci am făcut așa cum lucram și la Electric Cord pe vremuri, respectiv întâi am tras eu toate cântecele cu chitară, armonie și o voce de ghid și după care fiecare din artiștii care m-au ajutat au venit și au tras separat partea lor, voce, instrumente, ce a fost. Și la sfârșit, bineînțeles, mixajul împreună cu domnul Panfilov, ca de obicei. Deci, ați lucrat ca pe vremuri. Cum? Ați lucrat ca pe vremuri. Da, ca pe vremuri, liniștiți, fără niciun fel de probleme, nici tehnice, nici spirituale, nici psihologice. Așa. Nici psihice, nu psihologice, scuză-mă. Bune, și psihice, și psihologice. Da, bune, dar n-au fost, din fericire. Și cred că, din cauza că majoritatea celor care au venit în studio n-au cântat o bună perioadă de vreme, totul s-a întâmplat cu foarte multă poftă și asta se vede pentru că imprimările mi se pare că au ieșit foarte bine. Să știi că au ieșit foarte bine, de altfel, ca o avanpremieră, putem spune că la noapte chiar difuzăm piesa titulară a albumului, de asta m-am și bucurat că ai acceptat să stăm de vorbă astăzi, pentru că e mai rar când discuți cu cineva acum la ora 5 și difuzezi melodia la ora 1 noaptea. A, e foarte frumos pentru cine rezistă. Păi, sunt unii care se vor culca și se vor trezi cu Alexandru Andrieș. A, ce frumos. Da, nu știu dacă e frumos, să dar e, se pare, e sănătos. Deci, cu ce echipă ai fost în studio? În afară de mine au fost prietenii mei cu care de obicei lucrăm când e vorba de înregistrări. A fost echipa care în cea mai mare parte a participat și la înregistrarea albumului Petrica Răoaie. Respectiv a fost Claudiu Porcărin la tobe, Vladi Săteanu la bas și după aia cunoaște pe toți. Maria Ioana Mântulescu la voce, a venit și Radu Bânzaru la voce, Bersi Barbera a fost la voce la muzicuță și a cântat și la drâmbă,
Călin Grigoriu la voce, chitară și mandolină și a mai fost, bineînțeles, Florin Romanescu la voce și chitară și Cristian Solanu la saxofon. Cristi e singurul care n-a cântat din gură. Deci, pentru că practic a cântat la saxofon, deci. Da, a cântat tot timpul. Da. Dar nu cu vocea lui, ci cu a saxofonului. Și domnul Panfilov a făcut percuțiile și, bineînțeles, înregistrările, mixajele și mastering, ca de obicei, mastering-ul tot. Îi aparțin lui Victor. Lumea se bucură că te aude, Lara Roxana ne anunță că rezistăm toți la noapte și ea și cu Lavinia au zis că eram sigură sau am presimțit că va fi surpriză domnul Andrieș și uite că au anticipat corect. Ce surpriză plăcută, spune și Radu Răduțu, și ce părere are domnul Andrieș despre actuala dispunere a publicului la concert? Te întreabă Judy Florescu. Da, e o întrebare bună. Eu până acum n-am avut decât o singură experiență. Am cântat la zilele un teatru, respectiv un teatru a împlinit 10 ani de când s-a înființat și a făcut o serie de spectacole în Parcul Herăstrău. Unul din spectacole a fost concertul nostru. Am cântat împreună cu Sorin Romanescu și cu Maria Ioana Mântulescu. Și a fost o senzație destul de ciudată să văd oameni așa răspândiți la cel puțin 2 metri unul de altul, toți cu mască. Eu m-am bucurat că au înțeles și că au venit acceptând aceste condiții. Pe de altă parte, evident că atmosfera nu e aia cu care ești obișnuit la un concert. Normal. Da, dar a fost o atmosferă plăcută. E o soluție așa de care încearcă să împace și capra și varza, respectiv, nu, decât deloc. Mai bine așa. Nici nu mai întreb cine-i varza, dar Marius Eugen Coman spune: vă salut, domnule Andrieș și domnul Partoș, în ordine alfabetică, tot respectul. Și Judy Florescu, Dana Cristestu, pe care o cunoști, zice: bună regăsire, da. Mă primiți în clubul celor greu de pensionat? E un club foarte extins, să știți. Toată serios? Lumea are loc aici, până la urmă. Adică, pe cine primim? Pardon, primiți, că eu pe mine nu... Eu sunt gata pensionat, dar cei greu de pensionat, ce trebuie să îndeplinească? Păi să fie vesel, în primul rând. Deci asta e primul pas. Trebuie să fie niște sigur, pensionari veseli. Și să aibă vârsta. Și să aibă și vârsta. Să aibă cel puțin 65 de ani. Atunci pe Dana o mai lăsăm. Să mai aștepte. Dar se pregătește. Se pregătește. Zice că dă și teste dacă e nevoie. Teste de veselie, într-adevăr, nu știu dacă s-au conceput până acum. Deci spui că starea voastră de pe scenă a fost una ușor bizară. Nu, bizară e mult spus. Ne-am bucurat în primul rând că am putut să cântăm pe viu. Ne-a bucurat faptul că spectatorii au înțeles despre condițiile absolut obligatorii pentru a putea face spectacole și le-au respectat. M-am bucurat că le-a plăcut și că au participat, dar sigur că nu e aceeași senzație pe care o ai cu publicul în condiții normale, în care oamenii stau unul lângă altul, vin aproape de scenă. Na, e altceva și știi și tu foarte bine și poate că la muzica asta mai liniștită pe care o facem noi, nu e chiar așa mare diferență, dar sunt convins că la rock se simte diferența foarte tare. Evident. Și nici măcar nu vezi când zâmbesc, că tu ai niște texte la care ții și lumea... Da, ar putea de fapt o să nu le placă, ai dreptate. Și tu nu o să știi niciodată dacă au zâmbit sau nu. Nu, că sunt prea mici ca să le văd ochii și fața e acoperită de mască. E asta zic, că eu m-am gândit la partea asta când vine cineva cu text, că mă rog, cei care au textele pe care le știm noi, acolo la ei nu contează. Că poate să râdă cu ochii, dar la textele tale e important să vezi și fața. Spune-mi, ce ecouri ai avut după, pentru că știu că oameni pe care sunt ții apropiați, printre care mi-am permis să mă număr, au primit albumul. Care sunt primele ecouri? Am uitat să spun că la imprimare a fost prezent și Vladimir Ivanov. Așa. El nu a cântat, dar el ne-a făcut fotografii și a filmat câteva cântece. Unul este deja pe YouTube, chiar cel care se intitulează Greu de pensionat și dă titlul discului. Da, și care circulă deja foarte bine. Și ce am mai uitat să spun e că titlul ăsta nu mi-aparține, a fost inventat de firma Compass Events când
făcea publicitate pentru turneul de anul trecut, care s-a chemat Andrie Cese la pensie, și la un moment dat ăsta era titlul unuia din articolele care promova turneul greu de pensionat. Și mi-a plăcut foarte tare, bineînțeles că văzusem ambele filme cu Bruce Willis. Așa, păi asta că era un die hard clar. Nu, e unul care se cheamă chiar cu, în care ei sunt pensionari. Păi da, da, era Die Hard, după care a venit varianta asta, pentru că el a ajuns pensionar. Red, în engleză, da. Retired, nu știu cum. Hard to retire. Și bineînțeles că m-au lăsat să-l folosesc și am făcut și un cântec plecând de la ideea de greu de pensionar. Deci trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că e marfă nouă. Ca să nu... Dar toate cântecele sunt noi și din câte mi-a zis domnul Sohan, care a și fost cel care m-a ajutat, respectiv firma Compassive, s-a produs și acest CD. Nu cred că mai există un album scos în perioadă de restriște, ca păi să nu zicem e, așa. Tocmai că asta și sublineam, că e un caz unic. Și cu marfă nouă, adică nu e cu reluări. Nu, cred că... nu e nimic relat. Sunt cântece care n-au mai fost imprimate și sunt în premieră pe acest disc. Sunt 16 cântece. O parte dintre ele... Unul chiar se cheamă Izolare. Exact, exact. Și o parte dintre ele le-ați cântat la sala radio. Le-am mai cântat prin concerte, pentru că unele sunt făcute, așa se întâmplă cu toate cântecele. Nu te-a pus cu 3 zile înainte de a intra în studio să faci cântece. Asta e foarte bine. Și pe de altă parte am constatat că, așa cum fac și majoritatea artiștilor cunoscuți la nivel mondial și nu numai rock, și în jazz și în pop, ei își cântă cântecele noi în turnee unde ele se rodează și atunci ies mult mai bine imprimările din studio. Corect, corect. Decât dacă e invers, cu cântece noi în studio și le învață oamenii atunci și după aia le cântă în turneu. Și pe mă temir că lumea nu reacționează. Care există și așa, și așa, există ambele variante, evident, dar în clipa în care unele cântece sunt deja cunoscute din timpul turneelor, din timpul concertelor, ies mult mai bine, sunt mult mai bine sudate și ies mult mai bine. Am constatat eu de data asta. Îl salut pe domnul Andrieș, scrie Pârvu Octavian, îi ascult muzica încă de când aveam 4 ani. Își mai amintește ce l-a inspirat când a compus melodia Fluture pe perdea? Ah, deci când a apărut Interioare în 84, el avea 4 ani. Știm acum exact ce vârstă are. Da. Uite dacă îi scapă informații de astea așa. Așa, așa. Yeah. Dacă îți mai amintești ce te-a determinat. Fluture pe perdea, chiar cântecul ăsta, Fluture pe perdea, care e un cântec care și acum îl cântăm destul de des în concerte, lumea încă îl iubește. E un cântec care n-a fost inspirat de vreo pățanie sau de vreun lucru pe care să-l fi trăit eu. Pur și simplu, când am făcut discul Interioare, ca de obicei, Mariana Mântulescu a ales cântecele și a spus, mai am nevoie de o bossa nova. Că uite, aici, între cântecele astea, ar fi bună o bossa nova. Așa. Și atunci, asta e un cântec care l-am făcut chiar înainte de a intra în studio, în ideea să fac o bossa nova simpatică și atâta tot. Adică la vremea aia aveai altă mentalitate, acum ești profesionist. Nu cred că e mare diferență, dar dacă ție să crezi. Păi nu, dar tu ai zis că oamenii serioși nu intră cu o piesă acum așa la grămadă. Nu, dar Interioare a fost un disc special. Eu aveam, dacă țin bine minte, aveam chiar 30 de ani când am făcut discul ăsta. Deci aproape n-a fost matur. Un disc de debut la 18 ani sau la nu știu cum. Și la vârsta aia deja aveam foarte multe cântece care se strânseseră. Și Ioana chiar a avut o misiune grea din toate cântecele, să aleagă niște un număr limitat care puteau să intre la vremea pe disc, pentru că din cauza suportului vinil, ca să ai un sunet bun, cel mai bine e ca pe față să nu fie mai mult de 17 minute de sunet. Da, 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 e bine să explicăm asta, pentru că fața A, fața B, trebuie să ai grijă să fie și echilibrat ca sunet și ca număr de piese. Să fie echilibrată și în același timp să fie 17 minute. Bine, puteai să sari și peste, dar în clipa în care sarai peste, începeau să apară probleme, pentru că nu mai era destulă distanță între șanțuri, că de aici vine problema. Da. Cu cât ai mai mult sunet, cu atât șanțurile sunt mai apropiate și între ele nu mai există suficient material ca să facă să țină bine în timp discul, respectiv LP-ul.
Și ăsta e motivul pentru care la discurile următoare, foarte multă lume mi-a dat credit de mare invenție artistică, dar bineînțeles că nu e așa, ca să mai câștigăm niște secunde, maximum un minut, am lipit cântecele între ele, n-am mai lăsat pauze între cântece. Păi, știi că pe vremea aia se mai făceau medley-uri care erau așa, fără pauză. Da, e sigur că se făceau, dar eu am lipit cântecele ca să mai câștigăm niște secunde și unele cântece chiar l-am cântat mai repede decât trebuie, tot așa, ca să încapă mai multe. E, uite, vezi, asta n-a lăsat stilul. Acum n-aș mai face așa ceva, dar atunci așa am făcut. Foarte spectaculos. Marius Stănase te salută cu respect, salutări și din Oradea de la Daniela Florea Drăgan, iar Pârâu Octavian spune: nu, eu sunt născut în 1984, anul acesta împlinesc 20. Da, omul știa de fluture. Asta e... Aha, deci asta înseamnă că părinții lui sunt de vină. Exact, exact. Asta e mare lucru, să știi. De pe acest album am văzut aici că, în afară de izolare, care e clar că e legat de fenomenul pe care îl trăim, ai și o piesă care ne amintește de un ministru al agriculturii și un cântec chimic. Ăsta ce vrea să spună? Piscine cu cormorani, nu? Piscine cu cormorani e cu Daia, nu? Da, bineînțeles. E inspirația clară. Era greu să nu te inspire un astfel de personaj. Așa. Și de ce cântec mai ziceai? Scuză-mă, că eu am început cu cormorani. De cântecul chimic. Cântecul chimic nu e inspirat de cineva anume. La un moment dat am vrut și eu să țin, nu mai știu dacă era de Paște sau de Crăciun, am zis, hai să țin și eu post. Și am intrat la o alimentară mică aici, care e lângă unde locuiesc, lângă mine, și zic, spuneți-mi și mie, ce aveți fără carne? Și fetele au râs cu foarte mare poftă și a zis, da, domnul Andrie, puteți să lăsați orice mezel. Vorbesc serios? Da, asta s-a întâmplat de adevărat și asta e cântecul, ăsta e și refrenul. Asta e foarte tare, că poți să luați orice mezel, că n-au carne. Asta e genial. Da, vezi că viața îți oferă mult mai mult umor decât un umorist profesionist care să caute. Păi, întotdeauna e așa. Da, asta e foarte tare, într-adevăr. Radu Răducu zice, Octavian, bănuiesc că ești născut în ambisec. Mă rog, aici deja ne depășește subiectul, dacă asta e grija lor, să afle când s-a născut copilul. Important este că el știe piese de-a ta de atunci. Asta e important și asta înseamnă că se transmite din tată în fiu. Dar ce nu înțeleg eu, nu știu, ce înseamnă dacă te naști într-un an bisec, e vreo... Nu știu, nu, cred că doar atât, dacă ești născut în 28 februarie sau 29, atunci e ușor neplăcut, altfel nu. Presupun că pentru cei care sunt pe 29 februarie e o neplăcere sau o bucurie că scapă de sărbătoare. Odată la 4 ani. Revenim puțin la fenomenul ăsta actual de relație cu publicul. Probabil că ai observat că sunt colegi de breaslă care s-au mai plâns, s-au fost în depresie și justificat în multe cazuri, dar alții au cântat de acasă. Cum ți s-a părut? Eu am văzut, bine, ca toată lumea, am stat mult acasă în perioada asta și încă mai stau, și am văzut și eu pe internet câteva lucruri făcute de acasă, drept să spun, în afară de, cred că, 2 cântece, un cântec făcut de Doobie Brothers și uite că pe-al doilea l-am uitat, restul nu m-a impresionat deloc, adică evident că e o chestie forțată din start, să stai în fața unui ecran de computer și să te prefaci că cânti pentru cineva. Pe de altă parte, are și un lucru foarte bun, că oamenii care au vrut să țină legătura cu artiștii favoriți au putut vedea în felul ăsta cântând pentru ei. Eu nu m-aș simți bine făcând așa ceva și de aia nici n-am făcut. Am preferat să intru în studio și să imprimăm acolo un disc nou cap-coadă. Da, bun, alegerea ta este demnă de tot respectul, doar te-am întrebat tocmai de asta pentru că l-am văzut pe unul din veteranii muzicii pop, de exemplu, Engelbert Humperdinck la 83, a avut sesiune aproape în fiecare 2, 3, 6 zile, nu știu dacă era mai des, cântând și discutând cu cei care, și citea și mesajele, cum citesc eu acum, el le citea acolo. Asta e foarte frumos, nu am văzut, uite, și mie îmi place Engelbert Humperdinck. Și omul cânta,
mai făcea o pauză, se mai așeza pe scaunel, normal, și, și mai... Păi eu fac pauză tot timpul. Dacă asta e criteriu. Dacă asta e varianta, da. Nu, dar mi s-a părut o variantă decentă. Eu știu la ce te referi, că sunt unii care au făcut-o... Deci una e să ții legătura cu publicul tău. Cu cei care îți iubesc muzica și chiar cu oameni pe care poate nici nu-i cunoști și poate așa află de muzica ta. Habar n-am că există și varianta asta. Asta e o variantă, dar... Eu mă refeream doar care e rezultatul artistic, din punctul meu de vedere, evident. Corect, corect. Nu, dacă au fost doar două care ți-au plăcut, au mai fost și variante din alea. Au fost două foarte tare și oricum Doobie Brothers e una din trupele mele favorite și m-am bucurat că au făcut o chestie atât de bună. Și sună bine. Am văzut-o și eu, dar au fost și variante în care oameni aflați în diverse locuințe au făcut împreună ceva. Adică da, fiecare la el acasă. Chiar și Nicu Patoi a făcut... Eu nu prea sunt prieten așa cu tehnologia, așa că asta n-aș fi putut să o fac, nici nu știu cum s-ar putea face. Uite, sunt foarte mulți care știu. Am văzut și niște piese făcute aici care erau... care meritau văzute. Am văzut niște variante de Beatles făcute de Nicu Patoi și exact cu, la asta vreau să spun. Lui. Da, da. Helter Skelter, sigur. Cred că și Come Together. Așa, deci bine, dar Come Together cred că există cel puțin 20 de variante în perioada asta de izolare. Toți au cântat Come Together. Na, are mesaj. Da, am văzut și o glumă simpatică, că a spus că în aeroportul John Lennon din Liverpool a trebuit să fie... izolat și formă scriau Imagine all the people. Asta e subtilă, asta e britanică. Bună, da, de tot. Britanică. Marinel Ursache te întreabă dacă mai ții legătura sau dacă ai avut legături cu Raul Dudnic. Acum 2 ani l-am văzut în public la Timișoara, la festivalul de jazz. În ce relații e cu Ilie Stepan? Ți-a pus două întrebări. Așa se întâmplă de obicei. Mi-a zis că vreau să te întreb ceva și două e numărul mic. De obicei apar 3-4. Normal. E ca și cum aș veni eu să zic, dăm și mie, Andrei, un nijler. Până nu mănânc 4, nici nu mă gândesc să plec, nu? De aia nici nu te invit. Păi știu. Normal. Eu aș face la fel. Știu că ai face la fel. Eu i-am cunoscut. Stai, că trebuie să te opresc. Știi, da? Că la Brașov e un eveniment mare de tot pe linie de ișlere? Nu. În orașul nostru sunt e un fel de circuit de pe la toate cofetăriile care fac ișlere. Am văzut un reportaj amplu despre ișlere la Brașov. Vor să facă să devină Zitul Iulia. Reinventarea prăjiturii. Reinventarea prăjiturii și Brașovul să fie capitala ișlerului. E? Da, mă rog, probabil că nu o să poată, pentru că există un oraș care a dat numărul acestei numele acestei prăjituri și nu prea are cum să-l detroneze Brașovul, decât dacă a inventat o prăjitură care se cheamă Brașoava. Posibil. Nu, dar am zis să te opresc pe pentru... Pe altă parte, nu sunt convins că variantele astea noi de aici se apropie măcar de varianta aia veche și ieftină pe care o mâncam noi când așa eram e. În Brașov. Asta, exact asta am zis și eu. 1,50 era. 1,50 lei. Da, erau... Și era foarte bun. Exact. De asta te-am oprit, că eu până mă uitam. Totuși că am două întrebări la care n-am răspuns. Raul Dudnic și Ilie. Da, am avut marea plăcere să cunosc foarte mulți muzicieni din Timișoara și să mă împrietenesc cu ei, pentru că la primul disc, și nu numai la primul disc, la majoritatea, adică la toate discurile trase cu domnul Negrescu la Electric Corp până în 1989 inclusiv, cei care m-au ajutat au fost membrii formației Postscriptum, adică secția de bază a fost din Timișoara. Exact. Și prin ei am cunoscut foarte, foarte mulți oameni din Timișoara, inclusiv muzicieni, nu numai muzicieni, dar și muzicieni. Cu Ilie Stefan, țin minte că pe vremuri am fost și am cântat și la... Există acolo un spital și unde el se ducea des și am făcut un concert pentru cei bolnavi și împreună cu Ilie. Am participat și la multe concerte pro muzica ca invitat. Pe Raul Dudnic l-am cunoscut, cred că după 90, pe el și pe Adi Dinu, ei cântau într-o formație care se chema Abra. Exact. Și mă refer la varianta
inițială, originală, nu știu cum se zică, a trecut prin mai multe variante. Și da, acum e cu Podrațchi și cu, și cu Dinu. Da, dar pe vremea erau mai mult și cânta evident și Raudunic, care între timp a ajuns în Canada. Adică Dinu este în Germania și ții minte că la un moment dat când eram acolo era și Mișii Farcaș de față și Adi Dinu în Germania, bineînțeles că se cheamă Schwarz, pentru că Dinu, Adi, nu știu, nu sună destul de nemțește și Mișii îi spunea Blackie. De la Schwarz, da, bun. Acum nu o să se... vine și Blackie. Cine-i Blackie? Eu o să vezi. Asta a fost surprins. Da, asta e numai de câine. Ne mai scrie mesaje, na, acum anul ăsta chiar nu ne-am văzut, pentru că eu n-am circulat aproape deloc. Când spun aproape deloc, înseamnă că am circulat așa pe lângă casă, pentru că având problema mea cu cheagurile de sânge, sunt mai expus decât alții la acest virus și trebuie să am grijă, asta e. Da, nu e sigur. De obicei, când ajung la Timișoara, evident că ne vedem, vorbim și suntem în foarte bună relație de prietenie, cum e și normal. Foarte frumos. Anca Didisorescu scrie: domnul Andrieș, vă sperie puțin faptul că unele cântece ale dumneavoastră inspirate din zona social-politică sunt și astăzi la fel de relevante ca atunci când le-ați compus? Nu prea s-au schimbat lucrurile. Ei, nu e adevărat. Nu pot să spun chiar că nu s-au schimbat. Dar sunt actuale. Nu s-au schimbat în bine, asta e altă discuție. Da, exact asta e ideea. Pe mine asta nu mă sperie. De ce să mă sperie? Eu n-am nicio vină. Eu am făcut niște cântece care mi-au fost inspirate de lucruri care s-au întâmplat sau mi s-au întâmplat și în continuare fac același lucru. Faptul că lucrurile mi se întâmplă cam la fel sau lucrurile nu s-au schimbat nu e niciun caz un lucru care să mă sperie și nici să mă îngrijoreze, pentru că cred că fiecare societate evoluează sau involuează exact așa cum fac și membrii ei. Și asta e societatea în care trăim. Eu nu pot să mă prefac că e altfel, nici nu pot să mă prefac că e mult mai bine, nici nu o să spun niciodată că e mai rău decât e. Dar dacă mi se întâmplă niște lucruri care mă fac atent sau nu-mi convin sau dimpotrivă mă amuză sau... E, din când în când iese cât un cântec, asta e tot. Și se poate spune despre tine, fără ca tu să auzi, că ești un vizionar pentru că ai spus lucruri atunci, în 80, care sunt bune și azi. Din punctul ăsta de vedere, înseamnă că, într-adevăr, sunt un vizionar. Ești un vizionar. Știi cine îmi scrie? Dinu Adrian. Și spune, și Valipotra Valentin era la Abra. Eu n-am zis că nu era. Nu, dar el a simțit nevoia să spună că era și Valipotra. Atenția, că, da, bine, dragă Dinu, dă-ne toată lista și îi spunem, nu-i nicio problemă. Corect, are dreptate, dar mă bucur că e cu noi. Simona, da, Marin. Adi e un tip extraordinar. Dincolo de glumele mele și nu are legătură cu faptul că ne cunoaștem, este un chitarist special și un muzician special care are niște feluri total personale de... Mă rog, acum nu intru în amănunte apropo de cum se trece dintr-un acord în altul, așa mai departe, că e plictisim pe cei care ne ascultă acum. Dar este un muzician cu tot special și vreau să povestesc ceva la un moment dat când eram în Germania, invitat de Cucu Blaik. La un moment dat, cred că într-o sâmbătă sau într-o duminică dimineață, Cucu a vorbit la telefon cu Dinu și până mă zice, mă duc că are Dinu să-mi cânte un cântec. Sau invers. Nu mai știu dacă Cucu făcuse un cântec și vrea să arate lui Dinu sau Dinu. Cineva asta avea un cântec. Așa. Dar sunt bătrân, normal că mai uit amănunte. Ideea că era o oră foarte matinală și ăștia au plecat în casă așa cum era în pijama. S-au urcat fiecare în mașina lui și s-au întâlnit la mijlocul distanței într-un parcaj. Și evident că poliția germană... Da. S-a sesizat din conflict. Parcă e un videoclip ăsta. Doi oameni îmbrăcați în pijamale trag mașinile într-un parcaj puțin și unul intră în mașina celuilalt. Da, credeau că sunt oi îndrăgostiți. Și? Bine, știe, te credeau, nu știu, dar mie mi-a plăcut, m-am amuzat. N-au pățit nimic. Nu? Nu. Atunci că e bine. Că e bine. Uite, Dinu Adrian scrie Tizul lui Schwarz. Tizul lui Schwarz. Iar Simona Marin te întreabă dacă albumul va fi și pe vinil
Deocamdată ele există în format CD. Sunetul, așa cum a fost făcut la final, se potrivește foarte bine cu acest suport și sper să-l luați și să-l ascultați, o să vedeți că chiar așa e. Pe de altă parte, pot să spun că am un plan, ceea ce nu știu dacă se va întâmpla, pentru că depinde și de o susținere financiară pe care deocamdată nu știu dacă o să o am sau nu. Am un plan să fac după un timp, probabil că la începutul anului viitor, încă nu știu, un dublu vinil cu două dintre CD-urile care au apărut și care sunt în zona asta social-politică, respectiv cu Petrica are oaie și cu Greu de pensionat. Perfect, perfect. Ar pica foarte bine, pentru că n-ai avut conjunctura bună pentru a le promova cum trebuie, așa că merită făcut și pasul ăsta. Oricum am avut o surpriză cu Greu de pensionat, unde eu am scos un tiraj relativ mic de viniluri, n-am crezut că o să fie foarte mulți oameni care o să dorească să cumpere în format vinil acest disc, și am avut surpriza ca primul tiraj să se ducă foarte repede. Și tot firma Compassive Events a făcut un al doilea tiraj care deja se vinde. Iată, pentru cei interesați, o informație utilă. De asemenea, Marinel Ursache ne spune că spitalul despre care vorbea era Jebel, cel de lângă Timișoara. Da, nu mai țin aminte cum se cheamă. Corect. Bogdan Suciu ne salută cu drag din media și mă bucur de venirea pe lumea noului album al domnului Andrieș și o să-l achiziționez cât de repede am să pot. Felicitări și multă sănătate, domnului Andrieș. Iar Patricia te întreabă dacă se va găsi sau este deja, se pare că nu este încă, pe Spotify. Eu sunt foarte... pot să spun dușman, că e mult reticent. Mult exagerat, dar sunt reticent când e vorba de platformele astea digitale. Discurile care există pe astfel de platforme au fost puse de cei de la Asia Records. Din ce am avut eu ca rezultat al vânzărilor, respectiv din banii pe care i-am câștigat, nu înseamnă mare lucru, chiar nu. Și pe de altă parte, sunetul este evident mai prost decât pe CD. Am văzut chiar o caricatură foarte simpatică, nu mai țin minte cine a făcut-o, era Mona Lisa. Și era Mona Lisa, se vedea foarte clar, de sub scria vinil. Pe urmă era Mona Lisa, dar se vedea așa puțin neclar, așa ca pințel, să scria CD. După care se vedea prost de tot, abia vedeai cine, scria MP3. Și pe urmă scria ceva de genul ăsta, Spotify, nu știu ce, și nu se legeai nimic. Nu era nimic. Da, sigur că e exagerat. Da, dar se pare că pentru... de sunet. Nu, e corect, că tu totuși ești un om al sunetului, normal să fii atent. Și nu știu dacă e adevărat, dar cred că am citit undeva că a fost acum de curând, sau este în continuare, un scandal cu Spotify și cu artiștii care sunt acolo, pentru că au aflat procentul în film care iau ei din banii pe care îi câștigă respectiva platformă. Știu că e un scandal destul de mare. Și că patronul acestei platforme ne-a spus la artiști că ce e asta, a scot un album la 2-3 ani, să pună mâna, să scoată 1-2 pani, să muncească, nu să stea așa degeaba. Asta a dat tupeu. Să mai zici că numai în comunism erau tâmpiți. Nu, s-a dovedit clar că nu. S-a dovedit că nu. Un salut călduros de la Sibiu primești pentru amândoi de la Ion Răducan. Mulțumim. Și tot în legătură cu, să spunem și câteva cuvinte despre spectacolul care va veni, că totuși tu ești pregătit. Da, mai sunt programate două spectacole. Unul va fi la Râmnicu Vâlcea pe 29 august. E, pe asta nu știam. Tot în aer liber, evident. Pe mine m-a rugat Cristi Stanca, un prieten foarte bun care este actor. El e din Râmnicu Vâlcea, dar e actor la Sibiu, din câte știu. Și el m-a întrebat dacă n-aș vrea să cânt la Râmnicu Vâlcea, și cum de foarte, foarte multă vreme n-am mai cântat acolo, bineînțeles că am acceptat. Și o să mai fie un spectacol pe 12 septembrie în București, la Amfiteatrul Mihai Eminescu, organizat de data asta de tot de Compass Events. La acest spectacol, cei care își doresc CD-ul sau vinilul cu autograf pot să facă precomandă, pentru că din cauza că evident respectăm toate regulile,
Nu o să dau autografe atunci pe loc. Da, le faci înainte și le pot lua de acolo. Da, în clipa în care oamenii doresc, anunță și le iau de acolo. Cumpără rechivizcul cu autograf. Perfect. Deci iată că se găsesc soluții. Totul e să-și dorească cineva. Da, n-a fost ideea mea. A fost tot ideea domnului Sohan de foarte la bună. Foarte bună idee. Păi și ideea cu greu de pensionat a fost foarte bună. Are destul de multe idei bune. Da, e un bun organizator și un manager bun, mai ales pentru... E născut pe 13 octombrie, ca și mine. Dom'le, asta deja e cam mult. Când mi-a spus lucrul ăsta, nu l-am crezut, bineînțeles. Și ai crezut că îți face... Vrea să-ți facă un compliment, nu? Da, bine, adevărul e că nu e născut în 54, e mult mai aproape. Dar... Hai să-ți mai spun, dacă tot ai băgat în seamă cu 13 octombrie... Îmi dai voie să citesc din agenda mea personală? Eu am o singură nepoată, în rest am produs numai băieți. Adele Wickholm, care este fiica fiului meu din Suedia, pe care tu îl cunoști, e născută pe 13 octombrie 2018. Aha, uite asta, vezi că nu știam de unde era să știu. Păi n-aveai de unde să știi că nici eu nu știam până nu de mult. Dar m-am gândit că acum mie, merit... mie mi-a dus numai noroc data asta de 13. Dom'le, uite, dacă tipa merge cu trotineta la un an jumate, cred că îți dai seama că e ceva special. Așa că aveți o zodie și un semn foarte bun. Asta e. Sper. Mircea Hodurneu. Eu știu foarte, din oamenii așa foarte cunoscut, singurul pe care știu că e născut pe 13 octombrie este Paul Simon. Dom'le, și e unul dintre favoriții tăi. Nu dintre favoriții mei, evident. Așa. Are cântece foarte frumoase. Are, trebuie să recunosc că are. Te salut. Unul din cântecele preferate ale domnului Mitran este Cecilia. De ce oare? Nu știu, îi place numele ăsta, Cecilia. Îi place lui? Ai vreo explicație sau e doar așa? Nefiind de formație psiholog, nu încerc să-mi explic nimic. Iau lucrurile așa cum sunt. Bun, deci îi place Cecilia. Bine că știu că dacă mă mai întâlnesc cu el să-i pun melodia să se simtă bine. Să-i dedici, bineînțeles. Eu dedic fără probleme. Salutări din Mediaș de la Mircea Hodurneu, un jurnalist care și cântă de altfel într-o trupă bună din istoria Mediașului. Salutări de la Oslo, Daniel Marcu. Și Patricia spune, ați mai încercat să scoateți albumul cu piese Beatles? Adică ai abandonat? Destul de multă lume mă întreabă despre proiectul ăsta. Deci e o conspirație. Album, că este un proiect. Nu e o conspirație, mă bucur că și-l doresc. Dar pe de altă parte, neavând deocamdată niciun fel de autorizație din partea celor care dețin copyright-ul, n-am cum să-l scot pe piață. Și bineînțeles că am mai încercat. Așa că am din 2 în 2 ani încerc. Face o cănitoare. Mă rog, orice cănitoare mai lent, așa, din 2 în 2 ani. Așa. Ca la pensionari. Da, domne, vezi, el abia acum vorbește cu conceptul de pensionar. Și eu care nu m-am prins că m-am pensionat, n-am avut faza asta. Știi că eu n-am sesizat că m-am pensionat? Realmente, n-am știut. Adică n-am știut că trecusem deja de vârsta de pensionare și am uitat să acționez pe ai linie. Trecut. Serios, adică n-am pus... Tatăl meu a fost cel mai simpatic. Ieșise la pensie, bineînțeles, și la un moment dat îi vizitam destul de des la Brașov și pe bunicii, pe părinții mei. Și la un moment dat taică îmi zice, bă, zice, fii atent. Eu ieși în fiecare zi pe stradă să mă plimb, să mă mișc, să mai cumpăr una alta. Zice, și eu am impresia că merg așa cum merg eu normal. Și mă uit în jur și îmi dau seama că toți merg mai repede decât mine. Foarte tare. Foarte. Deci ceva din umorul lui a ajuns la tine. Oh, da, și el și mama mea erau oameni foarte veseli. Uite că asta arată fines. Simona Marin zice, e o perioadă bună pentru a scrie autobiografie. V-ați gândit? Ați început să scrieți? Am început să scriu în clasa întâia. Chiar așa de vreme? Da, autobiografie încă nu. Credeam că deja la autobiografie. Cu bețișoare, cu puncte, cu virgule. Așa începe toată lumea. Bună, cred. Bună. Eu am crezut că ai început să scrii la autobiografie de atunci, că ar fi fost într-adevăr ceva genial. Nu, asta chiar...
nu știu, am citit la un moment dat, cred că un interviu cu Quentin Tarantino și la un moment dat a spus că nu, filmele biografice nu îl interesează deloc și se pară o tâmpenie. Pentru că ori sunt siropoase și nu respectă adevărul, ori ar fi total neinteresante dacă ar respecta adevărul. Pentru că de foarte multe ori oamenii care ni se par speciali și sunt speciali prin talentul cu care au fost înzestrați de undeva de acolo de sus, n-au neapărat așa o viață spectaculoasă ca să merite să scrii câte o carte de 300 de pagini despre ea. În ceea ce mă privește, nu prea mă interesează să scriu autobiografia, dar m-am gândit la un moment dat să scriu tot felul de lucruri, întâmplări cu diversi oameni pe care i-am cunoscut. Și asta e o soluție. Păi, indirect e tot o autobiografie, până la urmă. Nu, că despre mine n-aș spune nimic. Dar transpare despre felul în care scrii tu despre ei. A, da. Din punctul ăsta de vedere, s-ar putea ca cineva de specialitate așa, să mă analizeze. Exact. Exact la asta mă gândeam. Nu, dar să știi, acum nu vreau să te contrazic, pentru că Tarantino are dreptul la părerile lui. Noi am exagerează întotdeauna, știm amândoi. Nu, dar noi am lansat un ciclu de citit cărți autobiografice din lumea muzicală. Nu te pot contrazice că poate oamenii și le-au scris sau cine le-a ajutat să pară spectaculoase, dar sunt cărți care au substanță, multe dintre ele. Noi am citit Clapton, am citit împreună Bowie, Cohen, Dylan, acum suntem pe rol cu Bruce Springsteen și oamenii le gustă, publicul care iubește muzica. Nu, dar, de exemplu, din am mai citit și eu cărți biografice, inclusiv Dylan, care, bineînțeles, este unul din preferații mei, și am citit foarte multe cărți scrise despre Beatles, nu neapărat autobiografici, ci biografii scrise de alții. La foarte mulți artiști, cărțile sunt scrise împreună cu cineva, ceea ce înseamnă că artistul povestește și cel care știe exact să scrie, scrie și aranjează materialele. Singura carte care mi-a atras atenția și care mi se pare că e bună și din punct de vedere strict literar și merită citită este autobiografia lui Keith Richard. Și care s-a citit la comun aici de colectivul nostru, de la Foc de Paie. În rest, ce să spun? Da, sunt lucruri interesante pe care le afli, dar nu e neapărat literatură. Dacă o carte nu are și valențe literare, pe mine nu mă interesează. Așa sunt eu făcut. Da, aici ai dreptate. Adică mă plictisesc foarte repede, nu mă interesează să aflu că în data de nu știu ce era într-un hotel nu știu unde și că acolo a dat drumul la casetofon și s-a necat cu țigarea și uite așa a apărut cântec cu cutare. Nu, pe mine lucrul ăsta nu mă interesează. Dar uite, cartea lui Keith Richard are, din punctul meu de vedere, are o valoare literară cu totul specială și merită citită cap-coadă. Și am citit-o cap-coadă cu foarte mare plăcere și relativ repede, având în vedere că e destul de groasă, nu e o cărticică așa. Nu, cu partea asta bine, sunt de acord. Are și ce povesti. Are și ce povesti, dar și ăștia la alții au făcut destule nenorociri, dar poate că n-au talentul literar să povestească. Alan George Lyon zice, să știți că domnul Mitran a amenințat că va scrie el autobiografia dumneavoastră și a lui Compact și a lui Holograf. Eu zic să vă gândiți bine. Păi n-am de ce să mă gândesc că cel puțin jumate din viața mea habar n-are ce am făcut. Cel mult ar putea să scrie jumătate de biografie. Păi bună și aia dacă se vinde. Bună și aia decât deloc, ca și la concertele cu distanțare. Păi nu? Nu e tot cu jumate? Da. Vezi? Nu. Păi iată, dar nu oricum... Nu cu jumate, e mai rău că dacă faci calculul la o sală sau la un număr de locuri, nu contează tot aia, de fapt rămâi cu un sfert. Cam așa, cam o treime, cam un sfert. Dar să știi că Aurel chiar a spus asta într-o emisiune de-a mea. Câte nu spune Aurel. Dom'le, asta... A scris ceva până acum. Nu știu dacă, poate că el asta face acum. A scris vreo pagină măcar. Da. Oricum, asta a zis că dacă el se apucă să scris, poate să scrie despre tine în primul rând și pe urmă Compact, Holograf, cine a mai rămas acolo. În primul rând, gândiți-vă că oamenii care poartă ochelari nu pot să o lungească așa la nesfârșit cu o să scriu, că nu se mai poate, că nu o să mai vadă, da? Dom'le, mi-i scot, pentru că deja mă simt vizat. Asta e varianta să fii o secretară și să-i dictezi. Asta e varianta. Văd pe domnul Mitran procedând din punctul ăsta de vedere așa cum trebuie.
Să dicteze la o secretară. Bine. Johnny Doe spune: Ioan Temorar și Ioan Groșan au scris amintiri cu umor în epoca de aur. Dumneavoastră aveți cu siguranță de asemenea multe amintiri și țepe, oraș frumos și pneumonie și milițian din colț și domnițe și balauri, adică tu, toată lumea te încurajează că tu ai avea despre ce să scrii. Dar toată lumea vrea că eu să mă apuc să scriu. Da, se pare că asta ei ți nu se știu dorești. Chestia aia, că dacă scrii să nu semnezi. Dacă semnezi să nu te miri. Da, și vezi de ce ești tu greu de pensionat? Mă păzesc. Te păzești. Lala Roxana zice, autobiografia mea preferată din ce am discutat până acum, adică în emisiunea noastră, este Inside Out plus cartea cu și despre Ilie Stepan. Pentru că noi am comentat-o și pe aceea. Chiar da, cu autorul. Recunosc. Nu-i nimic. În mod sigur e interesantă, pentru că Ilie a avut un traseu foarte complex și cunoaște foarte, foarte multă lume și are ce să povestească. Bine, aici trebuie să spun un aspect care nu-i de lepădat. Cartea nu e propriu-zis o autobiografie, este o discuție de-a lui cu Mircea Miheș. Deja e trișat. Deci aici e ca și cum, bine, respectând proporțiile, că acolo sunt niște genii și în cazul ăsta pe care l-aș da eu nu, cum aș avea eu o discuție cu tine și am publicat după aia rezultatul. Păi nu, că dacă am avea noi o discuție și s-ar publica rezultatul, în primul rând că s-ar vinde mult mai bine și ar fi mult mai simpatică, sunt convins. Deși n-am citit cartea lor, dar sigur va fi mai simpatică. Simpatică, sigur că da. Și nu va afla nimeni despre noi dacă decât... Dacă mai căutăm în arhivă și cu poze de la Costinești, inclusiv cu diverse persoane cu care am avut de-a face acolo, va fi că... Eu nu le am. Dacă le ai tu, ai putea să dai și mie poze cu persoane. Eu speram că tu le ai. Nu, vezi ce șmecherie? Vezi? Sigur le are, dar nu o să-mi dea. O semnați anonimă, zice Radu Răduțu. Deci, uite că asta ar fi o idee, să facem un dialog prelungit despre diverse perioade din viață, atât cât se poate. Jumătatea pe care nu o știe domnul Mitran. Da, nu e o idee rea. Poate că vorbim cu... Iulia să facă ea notițele și îi facem cartea imediat. Exact. Deci, dragi prieteni și ascultători, văzători și tot ce vreți, s-a rezolvat. S-a judecat, semnăm și dăm drumul la... Săraca Iulia plânge deja. Nu, cred că râde. Da, putea să și plângă toți în banii. Cunosc, râde, nu plânge. Revenim la acest album absolut inedit și trebuie să subliniem asta, că în mod real niciun artist, din cât știu eu, nici în lume, nu numai în România, n-a scos album pornit la drum și finalizat și lansat în pandemie. Deci, din punctul ăsta de vedere, ești un campion, așa cum ești și campion al numărului de materiale editate pe piață, scoase, lansate. Trebuie să recunosc că a fost vorba și de puțin noroc. Deci discul oricum era planificat. Oricum aveam de gând să scot un disc, că se adunaseră deja destule cântece. Pe de altă parte, în clipa în care am văzut că se întâmplă ce, niciunul dintre noi nu se aștepta să urmeze o perioadă de lungă, mai ales că dacă țineți minte, la început celebrul domn străinul Cercel ne-a spus că e o simplă gripă, nu e nicio șmecherie, nu avem de ce să ne facem griji. Apropo, ce mai face domnul Cercel? Nu știu. N-am mai auzit nimic de el. Păi nu știu, asta și eu... Mai verde și un cercel. Cred că s-a călugărit. Dacă sunt locuri libere acolo. După bune, chiar a dispărut după ce ne-a tras-o cu chestia asta, că nu-i nimic și noi l-am crezut. Da, și după aia avea planul la fiat toți pensionarii să-i bage în hoteluri. Păi tu de-aia ai zis că ești greu de pensionat. Că nu suport să stai la hotel. Era chestia asta. Și atunci, având deja cântecele... Erau destul de multe cântece făcute, m-am mai făcut câteva și în perioada asta de izolare. Am luat legătură, am scris mesaje prietenilor mei și toți au fost de acord. Și am avut cumva... noroc că era cumva deja pregătit albumul pentru imprimare. Pe de altă parte, na, au cântat toți foarte bine, au avut poftă, au avut chef, a mers repede. Pe asta spun că acum tu nu trebuie să știrbești din meritele voastre, că e un lucru pe care alții nu l-au făcut.
Asta nu, e. Nu, e clar o chestie specială și mă bucur, dar vreau să subliniez că dacă n-ar fi fost toți foarte implicați și n-ar fi cântat foarte bine și dacă n-ar fi fost totul să meargă așa uns, poate că nu ieșea. Asta e posibil. Dar am avut noroc și a ieșit. Uite. Că poți să ai o tonă de cântece bune, să intre în studio și să aibă oamenii niște zile proaste și în primările să nu fie cât de bine s-ar putea. Și atunci, dacă ai puțină minte, renunți, nu pui pe piață niște lucruri care nu sunt cât de bine se poate, nu? Atunci mă oblig să te întreb, s-a întâmplat vreodată așa ceva cu tine? Am imprimări care nu mi-au ieșit și să renunț la cântecele respective, sigur că da. S-a întâmplat. Nu te întreb care. Se întâmplă la toată lumea, nu există. De aia și iau acum oamenii tone de cântece pe care le scot bonusuri speciale la reeditări. Și de multe ori le ascult și zici, bă, normal că nu l-au pus pe discă. Nu e la nivelul celor de pe discă. Dar ele există, însă la vremea respectivă artistul și-a dat seama și a zis, nu, pe ăsta n-are ce să caute. Și când apare un bonus track, trebuie să fim atenți. Da, bun, e bună, bună de tot asta. Nu m-am gândit, dar ai dreptate. Mircea Vișan zice, cărți simpatice și cărți asimptomatice. O să fie. Eu am avut ideea să fac o carte pe care nimeni nu m-a lăsat să o fac. Asta nu există. Și îmi pare foarte rău. Prima propunere i-am făcut-o la Adrian Sârbu, fostul meu coleg de liceu, care își făcuse editură la Pro atunci la început. Și am zis că vreau să scot și eu o carte. Cu? Și vreau să scot o carte care se numește Femei la volan. Așa. Vai, ce bun titlu! Ce carte e asta? Zic, vreau să scot o carte. Zic, carte Femei la volan. Dai prima pagină și scrie partea întâia, femei. Și pune niște poze cu femei. După ce răsfoiești pozele cu femei, partea a doua, la volan. Și acolo sunt pagini albe. Și? Ce a zis? N-a vrut. Zic, cine o să cumpere prostia asta? Femei la volan. Oricum, înțeleg că asta se întâmpla prin 91 atunci, la început. Da, de mult, 91-92, dar oricum o scot eu până la urmă. Că acum, da, da, atunci nu spunea nimeni că ești misogin, acum ți-ar spune. De ce? Păi scot și volumul, bărbat la volan. N-am nicio atunci, problemă. Da. Dacă faci dublu, dublă la da, volumul 1, volumul 2. Da. Atunci, acum, da. Acum nu știu, s-ar putea ca volumul 1 să fie bărbat, ca dacă pun volumul 1 femei la volan, o să zic că cam ceva cu ele. Păi exact, de asta mă refeream, ca să eviți orice conflict. Oricum este prost, că dacă e volumul 2 cu femeia, o să zic că de ce ele sunt pe locul 2. Dacă pui volumul 1, de scoate un singur volum cu partea 1 și partea 2. Și tot e scandal. Pui femeile partea întâi. Partea 1 și partea a doua. Nu se mai poate face nimic, Andrei, decât cu corectitudinea politică. Exact aici vreau să ajung. Așa mai departe. Astea sunt așa niște chestii absolut care arată cât de bolnavă e societatea peste tot în lume la ora actuală. Din păcate, da. În toată lumea, foarte bine spus. Mircea Vișan zice, și o carte despre balaurul verde, nu? Adică scriu cărți despre ceva ce nu există când tocmai mi s-a propus să scriu autobiografia. Cine s-a ocupat de grafica albumului acesta nou? Pozele, toate fotografiile sunt făcute de Vladimir Ivanov, așa cum am spus. Grafica în sine am făcut-o eu și partea de DTP și prepres, ca de obicei, domnul Bogdan Iacob, care e cel mai bun profesionist pe care l-am cunoscut eu. Nu spun că nu există și alții, dar nu-i cunosc. Pe el îl cunosc. Și ca să liniștesc pe Boogie Jay, el spune că m-a surprins că fiind album pandemic, nu aveți masca pe poză și aici o să-i arăt că ai o poză cu masca. Păi da, când am înregistrat la microfon, care e cabină separată, unde nu intră nimeni... Nu stăteai cu masca, normal. Nu se poate cânta la microfon cu mască și să ai un sunet suficient de bun. Nu, dar acum eu îi arăt că ai o poză cu masca. Da, mai multă, dacă vrei îți trimit pe mail când ajung acasă. Perfect, perfect. Am poze cu masca și cu mine și cu cei din studio, am poze cu mască pe mixer, am cu mască pe... peste tot. Peste tot, foarte bun. Deci alea merită văzute. Dar i-am arătat tânărului ca să vadă că aveai și pe copertă, dar e pe coperta interioară. În clipa în care nu cântam din gură, purtam mască. Întotdeauna am făcut așa. Dom'le, asta înseamnă igienă totală. Bună seara, stimații mei, vă așteptăm la Târgu Mureș, cu albumul și cu vizita la fabrica de chitare Alhambra, scrie Manuela Chețan. Oh, ce drăguță, de când vreau să ajung acolo, dar să se mai potolească puțin lucrurile. Deci, ai auzit, ești invitat la fabrica de chitare.
Da, este o doamnă extraordinar de drăguță și de amabilă și i-am promis că o să trec pe acolo și n-am reușit, pentru că... E, când trece perioada asta grea. Da, eu, ce să spun, cum știe toată lumea, zonele sensibile, ca să nu folosesc cuvinte mai dure, sunt gările, trenurile, avioanele, aeropoartele, cabinetele medicale și așa mai departe, în special spațiile închise, aglomerațiile în general, și atunci n-am încotro. În perioada asta evit călătoriile. Da, eu voi face o singură călătorie anul ăsta, dar pentru că am promis, nu de alta. Patricia zice, dar chiar așa, cum vorbiți cu noi acum? De la telefon public? Nu e un telefon public, am aranjat-o de mult cu foarte tare asta. Să fac o emisiune și am promis să merg la un prieten de unde sun și sunt la acest prieten și l-am sunat exact cum am promis la ora la care am promis. Da, foarte, are simțul umorului asta mică, rău de tot. De-aia am și răspuns atât de serios. Dar ținea minte, vezi, că știe. Toată lumea și are doar 19 ani. Nici nu știu dacă mai există telefoane publice. Cred mai există, dar sunt smulse din pereți. Și lăsate pe jos. Am văzut eu, am vrut să o fotografiez și mi-a scăpat. Dar în orice caz, mulțumim celui care ne-a permis ca datorită lui ei să stăm de vorbă cu tine astăzi. Degeaba încerc cu el, ei, că nu spun. Nu, poate fie și neutru, nu am nicio problemă. Că te cunosc eu, neutru. Am zis, poate Andrei fie. Andrei Partoștel neutru, așa o să intre în istorie. Da, așa, puțin neutru, dacă se poate. Oricum, în ceea ce privește cele două evenimente, despre primul chiar nu știam, 29 august ai zis, acolo mergi singur sau mergi cu grup? Nu, cu toată lumea, să fii cu Berti, cu Berti. Cu Berti Barbera, cu Sorin Romanescu, cu Ioana Mântulescu și cu Călin Grigoriu. Deci cu trupa de scenă, da, e clar. Ne-a invitat anul trecut când am fost în turneu la Sibiu, cu turneul Andriește la pensie, exact în formula asta. Atunci Cristi Stanca ne-a spus de principiu că ar vrea să ne invită la Vâlcea în august. Și asta s-a discutat anul trecut. Acum, sigur că condițiile sunt altele, lumea va fi la minimum 2 metri distanță și cu mască, dar asta e. Dar tu cum privești? Și la Amfiteatrul Mihai Eminescu în București, aceleași condiții sunt, deci... A, clar, dar acolo sunt mai multe locuri, presupun. Nu ai voie să ai mai mult de 500 de persoane, indiferent câte locuri are spațiu. Eu nu mai știu cum e amfiteatrul ăla. E mare, nu? Nu știu cum e amfiteatrul, dar asta e regula. Mai mult de 500 de persoane nu e voie. Poate fie și de 5 ori amfiteatrul mai mare. Bun, eu nu mai știu locul ăsta, de asta. Dacă eu n-am fost niciodată, eu abia acum o să-l văd. Habar, iată, mare. Debut Alexandru Andrieș la Eminescu. Și merge un titlu nou ăsta. Vai cât de neutru ești, Andrei, ce-mi place de tine. Păi nu? Și da. Marius Tănase te întreabă dacă ți este dor de școală, de studenție. Sincer, nu. N-am avut niciodată tipul ăsta de reacție, nu știu cum să spun. Lucrurile care se întâmplă, trec și după aia se întâmplă alte lucruri. Așa e făcută viața. Deci nu, n-ai nostalgia anilor de școală. N-am avut niciodată, nici în legătură cu școala generală. Mi-aduc aminte întâmplări, am prieteni, râdem și așa mai departe, da. Dar nu, vai, ce bine era când eram eu tânăr și mâncam Ișler la Brașov. Mă rog, asta cu Ișlerul nu. Asta a rămas. Chestie. Asta rămâne. Da, asta a rămas. Da. Asta recunosc că e o nostalgie. Dar n-are legătură cu școala. N-are deloc. Asta zic. Deci, cred că era lângă Șaguna, acolo, o cofetărie mică unde avea Ișler foarte bun. Știi că cineva mi-a zis că e tot acolo, se găsește și acum, dar nu sunt sigur dacă e adevărat, dacă e Ișlerul adevărat sau nu, dar mi-a scris cineva zile trecute că exact la cofetăria aia mică. Andrei, tu știi foarte bine că asta e o prăjitură foarte simplă. Sunt două blaturi de cocă, există o glazură de ciocolată și există o cremă cu mai mult sau mai puțină ciocolată între aceste blaturi. Dacă blatul ăla nu e făcut după rețeta de Ișler, degeaba. Nu e Ișler. Asta am spus și eu, dar nu mă crede lumea. Toți, hai mă că ți-am trimis Ișler. Zic, nu e domne, nu e Ișler. Voi nu știți ce să vă fac. Asta e. Papilele gustative nu se pot transplanta. Încă nu s-a găsit soluția. Judy, hai, ce bine.
500 de persoane, e super ok, la operetă au voie doar 100, iar la Teatrul Național din București numai 60. Eu vorbesc de spectacole în aer liber. Păi da, da, păi asta domnișoara n-a reținut că tu vorbeai de... Și nu cred că în aer liber au voie doar 60, cred că minimum, sigur, cel puțin 100 au voie. Nu, dar Teatrul Problema Național... Problema cu operația, e... am citit un articol foarte simpatic, dar sigur că într-o oarecare măsură are dreptate. Problema e că la operă cei care cântă, respectiv cei care cântă vocal, evident, că nu e vorba de, de cei care cântă la câte un instrument, țipă foarte tare. Și din cauza că țipă foarte tare, răgnesc, așa e rolul, împrăștie mult mai mult picături de alea mici de apă, scuipați chestii, care pot conține COVID. Deci e mult mai periculos pentru spectatori. Atunci mai bine să le dea umbrele. Și chiar articolul spunea că ar putea să cânte șoptit, dacă se poate. Nu, nu, nu e mai simplu cu umbrele decât cu... Nu suntem normali, trebuie să ne ducem la doctor. Judy, în Amfiteatru TNB... Tu ești deja la doctor. Poftim? Tu ești deja la doctor, că tu ești doctor, practic. Nu, eu sunt arheolog, nu sunt doctor. În aer liber... Ai zici tu așa ca dentiști, eu sunt doar dentist, nu sunt doctor. Doamne, nu, doctor, așa nu scrie pe patalaman, am făcut 6 ani de facultate. Am făcut doar 5 pentru că am repetat unul. În Amfiteatru TNB, din păcate, doar 60 de locuri au rămas. Știu că merg acolo de când s-a deschis, spune Judy Florescu. Iar la operetă au făcut un spațiu amenajat special. E bine că oamenii s-au ocupat. Nu? Eu nu spun că e grozav. Evident că nu e grozav, dar reiau pentru cine n-a auzit la început. De cât deloc. Mai bine așa. Deci e normal, cred că orice om civilizat și cu un creier care funcționează relativ normal, înțelege că este un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum pe planetă, că este un virus care se tot schimbă și deocamdată toți oamenii ăștia care sunt specialiști și încearcă să îi dea de capăt, încă nu i-au dat de capăt în mod evident. Clar. Numărul 3 este cel puțin civilizat să te gândești la cel de lângă tine și să încerci să te protejezi ca să nu-i pui altuia sănătatea în pericol. Eu așa văd lucrurile. Total de acord. Asta spun și eu. Și în al patrulea lucru, nu văd ce mare nenorocire să porți o mască și să păstrezi o distanță de relativ, de aproximativ 2 metri între persoane. Nu mi se pare niciun fel de chin. Iar chestii care au apărut de astea cu dictatura medicală, ce e dictatura medicală? În clipa în care doctorul spune, domne, ai această boală și trebuie să faci nu știu ce, să iei pastilele astea, să nu mănânci de aia, să nu bei de aia, ce faci? Înseamnă că e dictatura medicală? Păi nu, eu nu văd deloc lucrurile așa. Mi se pare că asta e o prostie cât casa. Nu, aici deja... Aceiași oameni care țip acum că e dictatura medicală și că nu putem să acceptăm așa ceva, când pleacă cu avionul, se lasă căutați până în kilos și nu zic nimic. Exact, exact. Și multe ori mai rău. Nu, e o ipocrizie, asta clar. Însă, de exemplu, apropo de distanță, s-a mers pe ideea cu 2 metri, pe urmă s-a ajuns la 1,5 metri și văd că la copii li s-a redus la 1 metru. Asta n-am știut. Da, și la copii acolo, într-adevăr, sunt niște probleme mai delicate, toată lumea dezbate, bine, nu e un subiect pentru tine, dar îți spun doar că în cazul copiilor, într-adevăr, începe școala pe 15 sau pe 14 și nu e deloc clar ce o să fie cu ei și ce o să facă. Pentru că îți dai seama, un adult înțelege greu, după cum vezi. Dar mi-te unul mic. Eu am discutat cu un prieten și din câte am înțeles, nu știu dacă eu, așa e, spun și eu ce mi-a spus el, există ideea de a avea niște panouri de plexiglas care să protejeze fiecare bancă în care stau copiii. Le-au pus deja. În unele școli s-au și pus. Da, da, îi pune să stea și cu mască. Îți dai seama cum pică. Mircea Vișan ne spune că propune o rubrică la foc de paie care să se cheme Ișlerisme. Andrei Manea ne salută. Nu folosește la nimic. Dacă nu primim prăjitura aia așa cum trebuie, degeaba exact. Vorbim despre ea. Și eu spun același lucru. Pisicile negre de pe pagina dumneavoastră de Facebook sunt ale dumneavoastră? La mine se referă. Da, 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 da. Păi tu ai pe pagina... Cu bufnița, pardon, scuză-mă. La mine sunt bufnițe și alea sale mele, dar pisicile negre te întreabă.
Nu, nu am pisică și cele care apar acolo sunt probabil de fotografiate de Vlad Eftenie pentru coperta unui disc, cred. Sau de Sergiu Mitrofan pentru coperta altui disc. Aștia doi fotografiați de pisici. Ai foarte bun. Deci tu nu sunt ale tale, asta e ideea. Nu. Bun. Eu am aici în vecin o pisică, care nu e a mea, ei nu știu de la cine vecin e, nu o cunosc, nu o răsfăț, ba din potrivă ușuiesc cât pot de tare, pentru că ce face ea? Nu știu de ce i s-a cășunat pe mine. Vine și îmi pune din când în când coada la pe nas. Poartă câte un porumbel gâtuit, cât un șobolan omorât. Vorbești serios? Da, și am înțeles de la cei care se pricep la pisici că ăsta e un semn de mare respect și dragoste. Te aduce cadou ce a vânat ea. Uite că spune Iulia care are pisică, asta înseamnă că sunt trofee și le aduce ție. Poftim. Păi și tu nu o respecti? Nu-i dai nimic? Eu îi dau un șut când o prinde, nu se vede, că nu vreau să-mi pierd vremea. Dom'le, o să te dea în judecată organismele. O să fii judecat aspru de iubitorii de animale. Păi da, iubitorii de porumbei și de șobolan, ce o să zic? Vor fi și ei foarte revoltați pe pisica respectivă. Pe pisica. Mircea Bijan zice, era o emisiune parcă Omul de lângă tine. Și Mihail Tuturică ne salută și el, Adrian Săhlean, pe care bănuiesc că îl știi, sunt în vacanță, am prins internetul pe telefon temporal și ce să vezi, dau tocmai peste eu, vă îmbrățișez cu distanța specială adecvată, nici umbrelă nu îmi trebuie. Deci, foarte bine. Promitem să nu scuipăm către tine. Da, în niciun caz. Oricum, Adrian era cu... ne-a auzit și s-a bucurat să te audă. Și eu mă bucur foarte mult că ai acceptat acest interviu de după amiază și care, repet, prefacează și difuzarea piesei titulare în cadrul emisiunii. Trebuie să insist ca să promovezi și eu puțin emisiunea, nu de alta. Așa, uitasem. Eu sper să fie încântat cei care vor lua discul, pentru că mie mi se pare că e un disc care a ieșit foarte bine și sună foarte bine. Cum se poate și comanda? O să ne vedem cu cei de la Râmnicu Vârcea, ne vedem pe 29 august, cu cei din București pe 12 septembrie. Perfect. Și cum se poate comanda? Alexe, cum se poate comanda CD-ul? Pe site-ul sau pe pagina de Facebook a firmei Compass Events. Deci cu capa, Compass Events, acolo puteți comanda. Da, are și pagina de Facebook, are și pagina de internet și acolo există adresa de mail unde se poate scrie sau telefon și oamenii pot comanda discul și se plătește discul plus dacă există cost de transport. Adică se poate comanda oriunde în lume. Știu că viniluri a trimis inclusiv în Statele Unite și în Canada. Perfect. Deci mă bucur să avem și această informație. Emanuela Chețan, pe care o știi, vine și spune că a ascultat la radio la Târgu Mureș o știre despre Ischlerul din Brașov. Zicea că prețul este între 9 și 18 lei. E posibil să coste atât, zice ea? Doar nu e Pavlova. Posibil, dacă e un particular, pune ce preț vrea. Nu știu dacă îl cumpără cineva. Cum să dai, mă, 19 lei pe 18 lei pe un Ischler? E un preț mare, având în vedere că prăjitura e mică. Și mică și are, vorba ta, o rețetă foarte simplă. Pisica își alege stăpânul. Ați fost ales, domnule Andrieș. You are the chosen one. May the force... Are stăpâni. În altă parte, nu e a mea. Dom'le, n-ai încotro, aici nu ține. Crede-mă, Patricia care stă la Sao Paulo știe ce spune. Uite, are un text în limba engleză pentru că știe că tu cunoști. Zice, may the force be with you. Ce te faci? Deci n-am încotro. Asta e. Trebuia asta. Să vină și ziua asta. S-a întâmplat. O să iau asta. Pisica asta aici la mine. Asta e, deci... O să o pun să ducă mortăciunile la altul, să aleagă pe altcineva. În orice caz, în ziua în care tu o să ai pisică, o să-mi iau și eu una. ca să putem să ne întâlnim cu pisicile în oraș. În cismiciu, sigur. Ieșim cu pisicile în cismiciu. Și schimbăm. Uite, deja au venit reacții.
Domnul Andrieș, nu mai bateți pisicile și rețineți că... Dar nu bat nicio pisică, n-am zis că am o bat, o trimit la plimbare. Așa, asta, bine, a fost o figură de stil. Și rețineți că la toate spectacolele din pandemie la care am participat, vreo 20, am constatat măsurile de siguranță sanitară respectate și sunt chiar mândră că am făcut parte din publicul lor. Uite, vezi? Și la operă, da, și la operetă. Da, mi se pare foarte civilizat și foarte bine așa. E, și eu mă bucur că... Și la foarte multe spectacole există la intrarea care e controlată cineva care îți ia temperatura. Da. Asta da, e normal. E normal să încerce fiecare să protejeze cât mai mult pe cei din jurul lui și să se autoprotejeze, evident. Asta în primul rând. Noi îți mulțumim foarte mult, Alexe. Știu că urmează bucur, o seară de relaxare pentru tine și succes în toate cele și poate după ce se termină și spectacolul de la Eminescu, poate reușim să primim aviz să ne și vedem. Cum să nu? Mi-ar face mare plăcere. Până atunci o să apară și un Israel ca lumea. Mulțumim încă o dată și multă sănătate. Mulțumesc! Toate cele bune! La revedere! Deci, dragi prieteni, aceasta a fost surpriza. Vă rog să luați pisica. Trebuie să-i dăm și lui Andrei una acum că a promis să-și ia. Dacă aveți, veți avea și dumneavoastră. Hai să ne unim, să colaborăm. E mult mai greu de convins Andrieș decât mine, cred că, din punctul ăsta de vedere, dar de-aia am și spus, pentru că știam. Oricum, a fost o plăcere. Rețineți albumul aici, e acesta, desfăcut. Așa arată. Se vede? Se vede, nu? Da, da. Așa? Și cum sună, ați și auzit de altfel pe YouTube și la noapte în emisiune, în emisiune în care avem și un top sentimental făcut de voi, făcut de voi, rețineți, nu am niciun rol aici și la care voi da o replică peste o săptămână, dacă nu, da, o săptămână. Cred, da. În sensul nu de replică. Voi mi le-ați făcut cadou mie. Eu m-am bucurat, le-am primit. Tot voi le-ați votat, m-am bucurat, le difuzez. Dar nu m-am bucurat atât de mult încât să nu găsesc alte 10 care sunt mai apropiate de mine, tot din ale voastre, așa că o să difuzez data viitoare alte 10 decât cele pe care le-ați desemnat voi prin vot. Ca să fie un echilibru în natură, adică nu poți să lași așa, trece pe lângă tine, bă, băi, de ce mi-a plăcut, ai lasă. Nu, domne, mi-a plăcut, trebuie să vadă lumea ce mi-a plăcut, nu mergem așa, lasă, nu lasă nimic. Vlog vesel, scrie Cristina Bogdănescu, depinde de oameni, întotdeauna depinde de oameni. Aici veselia ține de ce avem în noi, dragi prieteni. Apropo de cărți și de biografii, vă semnalez o carte pe care am primit-o astăzi prin poștă de la doamna Ani Muscă, o carte deosebită despre regretatul actor Sebastian Papaiani. Aici pe spate sunt o grămadă de lucruri și avem și promisiunea să stăm de vorbă cu autoarea cât de curând, așa că probabil în septembrie vom avea cu multe fotografii, o carte scoasă de, stai să văd editura, unde e editura? Unde scrie editura? Editura Terra la Focșani în 2019. Vedeți că odată ce n-a fost târg de carte anul ăsta, o grămadă de cărți care au apărut anul trecut sau la începutul acestui an, au rămas săracele nici nesemnalate, nici promovate, nici nu știm de ele. Așa că ne bucurăm de orice carte descoperim. Am și eu o pisică, zice Mircea, care mă vizitează zilnic și vrea să intre în casă. E motan și îl cheamă Arson, scrie pe colier. I-am dat drumul odată, a mirosit tot și s-a lățit pe gresie. Abia l-am scos afară. Deci vezi? Mare greșeală să-l lași în casă. Păi vezi? Pentru că atunci gata, se instalează. Păi nu, dar era unul care avea familia lui. Păi da, ce? Da, da, păi da, și da, de da, ce da, se mute? Îi înșală pe aia cu oricine? Dom'le, pisica se duce acolo unde se simte bine. Și e vorba de energie. Deci, Mircea, nu trebuie să... Trebuie să-l păstrezi. Asta e. Arson, nearson, trebuie să-l ții acolo. Dacă omul se simțea bine pe gresia ta, înseamnă că gresia de la care a venit nu era atât de bună. Și atunci
a venit într-un loc de siguranță maximă. Astea sunt datele zilei de azi. Am spus că e o ediție specială. Vă spun rapid și ce a mai fost în presă. În orice caz, subiectul cu școlile rămâne unul de griji mari pentru toată lumea, nu numai pentru cei care au copii, asta fără discuție. Ce spun specialiștii despre posibila plafonare a numărului noilor cazuri de COVID, scrie în Adevărul de miercuri. Raportările oficiale arată că o stagnare a atacului noului coronavirus în România, iar experții admit că această plafonare a noilor cazuri poate fi declanșată de ultimele restricții impuse de guvern. Mie mi se pare o dudă asta. Ce părere ai? Adică a luat măsuri guvernul și imediat s-a plafonat. Păi să mai ia niște măsuri și să scape de el. Repede, păi nu ziceau că trebuie să treacă. Păi asta spun, că mi se pare atât de... adevărul n-ar trebui să se transforme într-un ziar guvernamental, că e păcat. Ei atrag însă atenția că mai avem nevoie de timp și că oricum bătălia nu este câștigată. Mai curând partea asta a doua e valabilă. Ordinea simptomelor și tenacitatea virusului era un alt articol. Cum i-a schimbat pandemia viața medicului timișorean Virgil Musta, despre care bănuiesc că știți multe pentru că apare foarte des la televizor. Cum vor face școală elevii de categoriile de risc, din categoriile de risc? Asta este un alt subiect la care m-am referit și am văzut chiar astăzi un medic care explica cât de greșit este să ai mască pur și simplu, deși astăzi tot de la cineva am aflat, de la oamenii noștri, prietenii noștri, că există măști de copii. Da, bineînțeles. Da, dar oamenii... Bine magul cu măști pentru copii. Păi da, dar nu spun. Și atunci oamenii... Eu n-am auzit la televizor să spună niciodată că, vedeți, pentru copil luați mască de copil, pentru adulți luați mască de adult. Eu ți-am spus din prima zi, dom'le, dar sunt unii care au capul mai mare și alții care au capul mai mic. Nu-i tot una. Normal. Tu îmi dai la grămadă. Normal că păi, nu. Păi da, eu de ce prefer măștile alea? Pentru că alea sunt reglate. Se pot regla. Da? Păi da. Și stau fix. Păi fix pe obraz. Pentru că astea, de exemplu, de unică folosință, când le pui, îți rămâne pe aici. Pe, păi exact pe asta spuneau și ăștia. Păi despre asta e și vorba. Ce s-a întâmplat după redeschiderea școlilor în alte țări? Hai să vă spunem pe scurt, ca să aveți câteva informații. 130 de cazuri într-o singură școală. În Israel s-a aplicat același model al bulelor de protecție la redeschiderea școlilor pe 3 mai. Însă măsura diminuării numărului de elevi în clasă a fost abandonată după 2 săptămâni. Un val de caniculă a silit autoritățile să permită elevilor să vină la școală fără mască. Până pe 2 iunie, guvernul a fost silit să închidă școlile după ce 2026 de elevi și profesori au fost testați pozitiv. Asta s-a întâmplat în Israel. 50.000 de suplinitori angajați în Spania, o țară lovită puternic de pandemie, autoritățile intenționează să redeschidă școlile pe 4 septembrie. Clasele nu vor avea mai mult de 20 de elevi, copiii vor trebui să poarte mască și să păstreze o distanțare de 1,5 metri între ei. Italia, o altă țară europeană în care s-au înregistrat multe cazuri de COVID-19, urmează să redeschidă școlile pe 14 septembrie, exact ca noi. Împărțirea claselor în grupe mai mici de elevi va duce în școli circa 50.000 de profesori suplinitori. Despre asta la noi nu s-a vorbit. Nu. Că am văzut pe cineva, tot dintre ăștia grei, care tot spunea că, domne, că se poate face cu 10 elevi sau 15 elevi. Prima parte, 3 ore, a doua parte și a treia parte. Asta înseamnă 3 runde de activitate. Un profesor care vine dimineața la 8 și pleacă seara la 8. Cam așa. Imposibil. Și atunci, uite, ăștia vorbesc de suplinitori. Ai auzit vreo discuție la televizor în România despre suplinitori? Păi, dar la noi oricum e plin de suplinitori, că oricum noi n-avem. Că n-avem nici profesori. În Suedia, școlile nu au fost închise nici măcar o zi, autoritățile fiind de părere că decizia de a le menține deschise nu influențează în niciun fel ratele de infecție. Regulile de funcționare nu au fost schimbate, noul an școlar începe pe 30 august. Deci, vedeți, că nu ține chestia asta că, domne, hai să ne luăm după țările, pentru că fiecare țară are alte reguli. Noi punem problema cum să facă, îi punem pe părinți să semneze, mie mi se pare aia o chestie teribilă. Da. Nu știu cui, ce minți bolnave sunt acolo în guvern. Și în general, în țărișoara asta, la instituții. Să semnezi că ce? Eu să-mi asum
că știu cu cine s-a întâlnit copilul meu. Păi eu pot să fac anchetă epidemiologică printre copiii cu care s-a întâlnit el acum 5 zile în parc. Nu știi, s-a întâlnit. Ce suntem fantome? Mergem toată ziua după copil pe unde o ia și pe cu cine se întâlnește în lift, pe scări, în fața blocului, sau în spatele blocului. Sau poate nu s-a întâlnit cu nimeni, a pus mâna pe... Sau pune mâna pe obiecte. Exact. Pe ușă, na, exact. Pe care pune mâna toată lumea. Exact. A abordat subiectul cu dimensiunile măștilor. Profesor Rafila, seara la Digi. Da, foarte târziu. Prietene Andrei Manea, la el m-am referit, am și scris pe pagina mea, domnul Rafila a vorbit aseară. Dacă ți-amintești, dacă poți, 5 luni au trecut de când vorbim de măști. Tot 5 luni au trecut de când băieții ăștia ne-au zis că ne dau măști. Mie mi-au dat. Un set, le mulțumesc foarte mult, eu sunt mulțumit. Dar e vorba de niște milioane de cetățeni care n-au nici bani să-și ia 2-3 măști pe zi și n-au pur și simplu de unde să le ia. Că nu toți stăm la București, nu toți facem comenzi la EMAG, nu avem nici computere, deci nu e ok. Vezi toată ziua reclama aia la TV cu da. Poartă mască și pe stradă și da. Peste păi tot. Dă-le mască reclama. Să poarte. Păi, nu spune nicăieri, vezi că la un copil trebuie să pui... Păi asta spun că Rafila a vorbit prima oară aseară, ca dovadă că și Andrei Manea a sesizat, dar până aseară eu n-am auzit pe unul să spună, stați domne că aveți capete diferite, craniul omului nu e egal. Nici ăla de Neandertal și nici ăsta de acum. Și sunt unii care au capul așa și alții care au așa și alții l-au așa și altfel stă masca. Dă-i șansa copilului să-și ia o mască care se potrivește. Scria Judy sau altcineva că aici, la postarea mea. Da. Și foarte bine, a găsit magazin și a cumpărat 50 de copii pentru copii. Păi trebuie să știe toți părinții treaba asta. Dacă tot dai anunțul ăla sufocant la televizor, spune, pentru copii luați de acolo, pentru capete pătrate luați de acolo, pentru capete ovale luați de acolo. Deci ne-au dat și măști pentru copii. Când ți-au dat ție un pachetel acolo, să zic da, că trebuie să dea și pentru ăla mic. Asta e pentru copil. Voilà. Foarte corect, foarte corect observația. Bogdan Suciu, mulțumesc pentru interviu cu domnul Andrieș, mi-ați făcut o mare bucurie, este artistul meu preferat, aștept cu nerăbdare emisiunea de noapte în această ordine de idei, Dumnezeu să-l ocrotească pe copil de COVID. Total de acord. Schimbare de jucător la Argeș în minutul 2. Mihail se uită la... uite că e meciul a început. Da. Dom'le, asta cu minutul 2 pe mine nu mă surprinde, pentru că e șmecheria asta, prostia asta cu copilul de 21 de ani, sub 21. Da. Au făcut-o și alții. Cristina Bogdănescu, păi vin alegerile, stagnează din pix, apoi ne bagă în stare de urgență. Nu știu, nu cred. Nu cred că riscă atât de mult. Sunt măști pentru copii care au și pictograme drăguțe, spune Rona Emilia. Da, stimată doamnă, mi-a scris și prietena Judy, care zice aici, tot pe IMAG sunt acele măscuțe. De aici, din cartier, v-au adus rezervă la dezinfectantul de bloc, aiurea. Nici nu cred că nu există vreodată. Au pus o cutie pe care a încercat-o Iulia, eu am apăsat acolo, pe ea n-a ieșit nimic și am abandonat. La revedere. Nouă da, dar nu are cine să-l umple. Să-l reumple, e prea greu pentru o singură persoană bidonul. Dom'le, asta e deja un aspect particular, adică faptul că n-are cine să ridice bidonul să umple aia, vă potigniți acolo vreo 4-5 persoane din bloc și umpleți. Dar întrebarea cu copiii rămâne în picioare. Faptul că acum văd că toată lumea știe că se puteau lua, uite, eu n-am știut. Deși am copil, n-am știut că pot să iau... Da, era obligația lor să spună treaba asta, bineînțeles. După 5 luni îmi spui, păi erau și pentru copii, și cu pictograme. Abordat, sigur că erau drăguțe măștile alea, dar nu de unică folosință. Să fi făcut așa cum e aia pe care... Mai dă-mi o dată ca să le arăt oamenilor, te rog. O mască bună, aia albastră, pe care... aia de milioane. Sau cât costă? De milioane. Nici la care n-am exagerat. Deci, vedeți, o mască foarte bună, dar și scumpă, v-am arătat-o, că se poate înlocui aici înăuntru filtru. Dacă îi făceai copilului o mască ca asta... Invers, cred. Mă rog, nu cred, dar dacă tu insiști, poți să o pun și invers. Fie sub bag. Așa? Deci, asta...
pune aici numele lui sau ceva ce îi place lui și copiii purtau cu plăcere, pentru că ei au simțul ăsta ludic dezvoltat, așa cum e și normal. Dar nu poți să vii acum să spui, domne, păi se găseau, n-aveați decât să căutați. Păi nu e ok. Interviu, asta am citit. Și mai sus. Mai sus sunt măști pentru copii. Și care, un pic mai sus. Și mai sus, care este faza cu prea fericitul. Domne, hai să citim faza cu prea fericitul. Vezi că e pe pagina noastră, psiholog. Poți trebuie să mă duc până acolo? Da. Domne, eu am rămas interzis de prea fericitul. Stai să văd dacă găsesc. Nu l-am preluat? Cred că l-am preluat și la mine. Cred că da, l-ai preluat. Uite-l aici. Deci zic așa. Adică zice el, că eu nu zic nimic. Stați că vă citesc imediat, poate că n-ați avut timp. Calificativ, în loc de notă la ora de religie, constituie un afront adus acestei discipline, spune preafericitul Daniel. Copiii și tinerii au dreptul constituțional de a participa la orele de religie. De unde reiese că n-ar avea dreptul? De unde reiese că n-ar... Drept redobândit prin jertfa tinerilor care au mărturisit în decembrie 1989 că există Dumnezeu. Oameni buni, e delir. Ăsta e în plin delir. Și o spun cu apăsarea unui om care știe ce e delir. Păi cum poți să legi povestea asta cu calificativul? Dacă tu vrei să învețe copilul date despre religie, dar nu să învețe religie, ci lucruri despre religie. Și nu numai ortodoxă, stimate prea fericite, cum te cheamă, ci să înveți orice, orice religie, istoria religiilor și nu la orice vârstă. Ce treabă ai tu că ia notă sau calificativ? Calificativ în multe alte țări este unica formă în care compensezi sau recompensezi cunoașterea copilului, adică faptul că e un domeniu facultativ. Repet, facultativ. De ce ar avea notă? De ce ar trebui să aibă notă? Și cu ce schimbă datele problemei? Cum poți să vii să spui că dreptul constituțional al copilului, doar pentru faptul că în loc să-i dau nota 2 sau 3 sau 10, îi spun bine, foarte bine sau suficient, sau mă rog, satisfăcător, habar n-am ce calificative sunt acolo. Deci mi s-a părut absolut delirant. Dacă astfel de oameni conduc Biserica Ortodoxă Română, păi să ne scuzați. Nu-i de mirare că se întâmplă atâtea. Ei au aur pe ei, au Mercedes-uri, au și catedrală, au și vreo câteva mii de biserici, au și enoriași, au și bani, au de toate. Ei nici nu consumă prea mult la bani, pentru că ați văzut că umplă cu tot cu alea. La sărbători cu aur și dincolo cu negre. Și cu la revedere. Dar cum poți să vii să spui așa ceva? Reafirmăm importanța prezenței disciplinei școlare religie în trunchiul comun, în planurile cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Religia constituie parte integrantă definitorie a culturii europene. Fără cunoștințele referitoare la aceasta, nu putem înțelege istoria și cultura acestui continent. Wrong! Wrong! No way! Sunt 10 generații care nu au învățat asta și înțeleg și trăiesc și azi, ca să ne înțelegem. Deci deja e greșit. De aceea, eu nu spun că e rău să înveți, dar nu poți să vii cu aberația asta, să spui că fără ea nu poți să înțelegi omenirea. Cum să nu înțelegi? Înțelegi cu ce ai tu în cap. Dacă știința nu mai contează, atunci să renunțăm la toate științele și să facem numai religie. De acord, atunci înseamnă că aia e singura cale. De aceea, în aproape toate țările europene, religia se predă în cadrul sistemului de învățământ public. Valorile oferite de educația religioasă sunt reper spiritual esențial și liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare, afirmă PF în scrisoarea publicată de basilica.ro. Deci, oameni buni, e și un text integral, nu-l mai citesc și pe ăsta pentru că deja și lemnos și alunecos și chinuitor, dar nu poți să vii să te iei de faptul că a făcut și doamna asta un lucru bun, a scos notele de la câteva materii, că nu-i numai la religie. Da, am înțeles că și la sport și la desen. Bun, ok. Zice așa, evaluarea la discipline școlare, educație artistică, plastică muzicală, religie. Uite, eu sunt revoltat că nu se dă notă la muzică. Poftim.
E adevărat, nu sunt patriarh, nu sunt prea fericit, sunt chiar nefericit, dar problema mea este că e mult mai importantă muzica decât religia, dacă e să luăm pe cinstite și să-i dea notă. Religie, educație fizică și sport să se realizeze în mod diferit de celelalte discipline, dintr-un chiu comun, prin calificative, deoarece aceste discipline se bazează pe predispoziție nativă, aptitudini, înclinații, având un caracter vocațional explicit. Da. Bun, și... cu ce îl deranjează că nu îi dă not? Asta eu n-am înțeles și nici faza că se leagă de revoluție, nici aia n-am înțeles. Ce treabă are revoluția? Ce oamenii ei au vrut să scape de Ceaușescu? Trei sferturi dintre ei nici nu știau unde e biserica. Alt trei sfert nu știau nici măcar că au fost biserici dărâmate de regimul comunist. Și tu vii și spui acum că atunci a fost facerea Domnului? Până la urmă aflăm că Dumnezeu l-a dat jos pe Ceaușescu? Ca să-i scutim pe Iliescu de răspundere, nu se poate, mă, să fie atât de... Sunt niște oameni care, în afară de faptul că n-au făcut nimic bun, mai fac rău în continuare. Pentru că ăștia au fost mână-mână cu comuniștii. Permanent. Și acum vii și spui că, cum adică să nu învețe, să fie obligatoriu și să dea și note. Sau poate vrei să dăm și examen la facultate. De ce? Să dăm și la, să dea copiii și la facultate. Să fie materie limba, de bac. Da, să fie materie de bac. De ce nu? Păi dacă e atât de importantă, dacă e cea care unește între ele științele, dacă te face capabil să înțelegi fenomenele naturii, fenomenele existențiale, fenomenele economice și filozofice, pune-le la un loc și mergem numai pe religie. Deci este înfiorător să aud așa ceva. După părerea mea, fiecare părinte ar putea să se învețe pe copii noțiuni despre religie, iar asta în raport cu confesiunea din care aparțin. Foarte corectă observația Manuelei. Dar eu n-am nimic împotrivă să meargă și la școală, dar cu acceptul părintelui și copilului. Și, nu-mi dai notă. În clasă. Iar pentru cei care n-au reținut aspectul ăsta, în foarte multe școli, acum mă refer la un caz concret la al meu, dar am aflat că și în alte părți se întâmplă așa, dacă sunt, eu știu, 5-10 copii într-o clasă de 30, bine, acum lucrurile se vor schimba, că acum nu mai pot să vorbești de clase de 30, și care nu vor să facă religie în clasa 1, nu-i scoate să-i ducă într-o sală să citească, nu-i duce să facă altceva, îi obligă să stea în aceeași clasă. Rețineți, îi obligă să stea în aceeași clasă. Nu vi se pare o acțiune totalitară și abuzivă? Nu vi se pare încălcarea drepturilor unui copil, al unui minor, care nu vrea să facă religie și este obligat să o facă? Și tu vii și îmi spui că trebuie să-i dai și notă pentru asta? De ce? Dacă copilul meu nu vrea să facă religie ortodoxă, el vrea să fie protestant când o să fie mare, la 18 ani, sau nu știu, catolic, sau treaba lui, poate nu vrea să fie nimic, să fie ateu. Tu nu-i dai voie să facă altceva în ora aia? Tu-l obligi să stea acolo? Asta e abuz. Asta înseamnă abuz. Copiii ăia care au declarat, părinții, nu vrem să facem religie, și nu sunt singuri. Da. Sunt N cazuri. Și obligă să stea în clasă. Păi da, stă în clasă, nu-i pune notă, nu... Nu face nimic. Notează, dar... Sunt obligați să stea acolo. Și tot aude tot ce... Bineînțeles. Și e obligă să stea acolo. Da. Câți preoți au fost în stradă la Revoluție, îndeamă Tomnița Florescu? Stimată doamnă, nici nu se pune problema. Poate că au fost, nu pun problema asta cu câți preoți au fost. Câți preoți au sărit în ajutorul celor de la colectiv, asta pot să vă întreb, pentru că totuși de acolo au trecut 20 și ceva de ani, cam 25. Da. Și nu, numai că nu s-au dus, ci au zis că, nene, satanism, așa au zis, lasă-i să ardă, ții minte? Da. Asta, să nu uitați. Acești oameni care vorbesc acum așa sunt cei care au lăsat pe copiii aia să sufere și n-au vrut să vină și nici măcar n-au vrut să se implice cu nimic. Pormă și-au cerut scuze când au văzut că opinia publică a șters cu ei pe jos, că era pe drept. Mihail Tuturică ne anunță că e 1-0 pentru Botoșani. Bun, Johnny Doe, mulțumesc că aveți curajul să vă exprimați deschis împotriva tendințelor dictatoriale a BOR. Cursurile de religie ar trebui să fie despre percepte morale, nu despre ritualuri și practici, pentru că total de acord, prietene,
Johnny Doe. Și am și insistat să spun că ar fi frumos să se facă ore de istoria religiilor. Așa cum există legendele Olimpului, tot așa se poate îmbrăca toată povestea religiei în povești frumoase și moralizatoare. Și copiii ar avea de câștigat și de învățat. Dar nu, exact ce scrie și el sunt acele. Nu ritualuri practici, pentru că se face se face prozelitism, mă rog, aici nu știu ce cuvânt a folosit, dar următorul ăsta este. Foarte necesară această discuție, spune Tomnița, perfect adevărat, spune și tot Tomnița, și mai era cineva. Mai era cineva mai sus. Pentru fiul meu, religia a fost stresantă pentru că era aiurea predată, spune Gela Munteanu. Cristina Bogdănescu îmi spune, dezinfectantul nu se pune, nu se mai pune la mine în bloc, motivul, nu suntem în stare de urgență. Nu mai e stare de urgență, nu ne mai spălăm pe mâini, nu ne mai infectăm. Vezi? Asta e mentalitatea. Ce vrei? Mulțumesc pentru interviu, asta am citit, aștept cu nerăbdare emisiunea, asta am citit. La liceu e cea mai inutilă materie. Dom'le, eu nu merg în extreme, după cum vedeți, mă revoltă abuzul de o parte, cum m-ar revolta și abuzul de cealaltă parte. Dom'le, dacă e important, e necesar, pentru cunoaștere, e bine, chiar și lectura Bibliei este cât se poate de utilă, necesară, studiu, dar nu să devină o materie obligatorie și să-l forțezi, pentru că dacă vii dintr-o familie în care n-ai această educație, asta s-a transmis din generație în generație. În anii comunismului, credeți că n-au fost creștini ortodoxi în România? Au fost, domne, au fost familii, bunicii tăi, da, părinții tăi. Poate că în unele case nu se vorbea despre asta, în altele se vorbea, s-a tot mințit că, domne, că nu ne lăsau să mergem la biserică. O minciună, se ducea, cine vroia se ducea la biserică. Eu n-am primit educație religioasă, dar m-am dus la biserică de curiozitate, am vrut să văd. Ce, eu eram un copil deosebit, eram exact ca toți ceilalți. Deci, o minciună. Deci, cine a vrut să-și cultive credința, a făcut-o. Asta nu ne împiedică să descoperim fizica, să descoperim chimia, să credem în darvinism, să credem în facerea omului sau să credem în celelalte povești. Nu te împiedică nimeni să crezi și că pământul e plat. În continuare ai tot dreptul. Nu-i obligă nimeni pe aia să zică că e rotund. Pentru ei și mingea de fotbal e tot plată. Și de aia nu joacă fotbal, presupun. Nu? Deci nici în Einstein nu trebuie să crezi, în nimic nu trebuie să crezi, nici în Newton, în nimic. Dar problema este că e individual și nu colectiv. Deci nu poți să impui. Dacă au fost vremuri când oamenii ăștia care descopereau lucruri fantastice le dădeau foc și îi ardeau pe rug, asta nu înseamnă că trebuie să ajungem din nou acolo. Că nu e așa, nu e corect. Nu e corect. Adică tu vii și te revolți că materia religie, după ce că se bagă pe sub ușă și îi forțezi pe copiii ăia să asculte ceva și ei poate că nu vor. Nu vor, că nu cred că se distrează foarte mult copiii. Și dacă e unul fără har în aia predare, problemă, da, îl îndepărtează definitiv. Poate că dacă ar fi niște preoți care știu și au calități pedagogice, că aici ține de talent, să știi să povestești un lucru de genul ăsta destul de abstract, să spui, să-l faci plauzibil, de ce generația mea era nebunită după legendele Olimpului? Pentru că ni se păreau lucruri palpabile. Noi ascultam la radio la ora 7 și cât era legendele Olimpului în fiecare seară. După care când am descoperit cartea, le-am citit pe nerăsuflate, i-am dat copilului meu care le-a citit și el. Și celălalt copil a citit și el. Deci, generație de generație. Pe ce, e vreo mare diferență între legendele Olimpului și religia ortodoxă? Nu, acolo erau politeism, aici e monoteism. Povești există. Ai ce povesti, ai cum să o prezinți. Nu știi, nu o faci, dar nu urli acum că, băi, nu le dați note. Și dacă nu le dă note, ce? Le dă calificative. Le spune, tu, copilul X, ești foarte bun la materia religie. Ai foarte bine. Bănuiesc așa sunt, nu? Sunt trei, da. Foarte bine, bine suficient și satisfăcut. Și mă rog, tu știi cu suficient. Eu am rămas din armată cu satisfăcător. Eu, la sport, însă, nu știu, nu mai fi de bac. Nu știu, mie mi se pare aiurea. Tu zici de sport, eu zic de muzică. Mie mi se pare anormal. Sigur că trebuie să ții cont de calitățile, că dacă e un copil afon, nu poți să-l obligi să scânte. Clar. Și atunci constați chestia asta și lui nu-i dai notă.
Asta e evident. Materiile astea, cum, cel puțin așa era la noi. În anii 90 erau obligatorii. Nu, ne ajutau la medie. Adică aveai oricum, știai că ai 10-le acolo, ai 10-le acolo, ai 10 la muzică, ai 10 la desen, ai 10 la religie. Da, da, asta e o păcălie. Știu, dar te ajutau. Luai 3 note de 10 la 3 materii neimportante și luai 5 la română și zice, păi, ce elev bun. Dar salta media. Păi asta zic, dar nu e ok. Și era important pentru că la intrarea la facultate, conta media. Și la liceu conta. Deci, încă o dovadă că acest concept de a face medii cu materii nereprezentative a fost greșit. Așa cum ți-am povestit că înainte era și mai șmecher. Dacă dădea admitere la facultate Nicu Ceaușescu și Zoia Ceaușescu, s-a hotărât ca media 10 să te bage în facultate fără să dai admitere. Și în anul ăla, toți cei care au avut 10 au intrat fără admitere. Evident că și unul și altul și-au luat notele de 10. Da, da, da. Unii au tras tare crezând că și anul următor va fi așa. Nu mai dădea niciun Nicu Ceaușescu, s-a trecut la medie. Deci, ce povestești tu e tot incorrect față, da, de, da, da, față de ideea de cunoaștere. De ce? Dacă așa eu ar fi trebuit să fiu cel mai tare elev din toată facultatea. Eu n-am avut sub 10 niciodată la sport. Dar asta nu înseamnă nimic. De acord. Eu sunt conștient că e zero barat și în facultate la fel a fost. Deci, faptul că materiile auxiliare îți dau greutatea egală cu materiile principale, e o dovadă a unei curicule prost gândite. Evident. Noi, foarte mulți din clasa mea, au ales să dea bacul la sport. Păi normal. De ce? Pentru că luau mai ușor nota mare și nu învățau. Și păi n-aveau de învățat nimic. Tădeai, săreai o înălțime, era, o lungime, aruncai cu biluța și făceai un sprint în jurul clasei sau, mă rog, în jurul clădirii. Era rezistență la stadion, nu știu. Sau la stadion, da. Dom'le, așa și mie mi-a trecut prin cap atunci când aveam de ales că să merg pe varianta mai ușoară, că tot învățasem anatomie de am rupt, să dau la IEFS unde era probă fizică și anatomie. Și m-am zis, bă, totuși, mai bine încerc la... Și m-am dus la medicină unde am picat de 2 ori. La mustață așa, dar am picat. De-aia am ajuns să fac psihologie, pentru că acolo erau numai materii de învățat. Nu era nimic cu, nici cu aruncatul, nici cu făcutul, nimic. Nu conta. Dar noi nu putem merge pe principii din 90 când ai fost tu. De acord. În 2020, când ar trebui să se știe clar că mare dreptate are și Băse și alții care spun, dom'le, învățământul de azi trebuie să ne adapteze copiii la ce va fi peste 5 ani, 10 ani. Ei vor fi adulți peste 5, 10, 15 ani. Păi tu nu te gândești la ce urmează? Tu îi pui să învețe asta? Păi ce, mergem înapoi în timp? Bun, sportul ar trebui să se facă obligatoriu, nici nu mai contează că se dau note sau nu. După părerea mea. Deci îmi permit să am părere personală. Obligatoriu. Ai, n-ai treabă, ai talent, n-ai talent, faci sport. Aia buni se vor distinge de acolo și dacă vine un profesor deștept de sport și îi ochiește pe copiii aia buni, îi cheamă la club. Ok. Muzică trebuie să se facă măcar pentru cultură. Eu nu spun că trebuie să fii corist. Nu spun neapărat că trebuie să cânți. Dar să înveți pentru cultură, să asculți muzică, e obligatoriu. Deci, iar e o tâmpenie să pui problemele așa radical. Stai să citesc dacă erau mesaje. Dreptate, normal, Eusebiu Tătărușanu, îl salutăm, sorry, autocorect, nu e nicio problemă. La liceu e cea mai inutilă materie. De altfel, de astfel de teme, știința versus religie, vă rog să-l invitați aici pe fizicianul Cristian Presura. Nu-l cunosc, îmi pare rău. Vă veți înțelege perfect spre bucuria și interesul spectatorilor. Stimate domn, nu-l cunosc pe acest domn și deci deocamdată nu pot să răspund decât că o să aflu pe cineva care poate să, pe care cunosc. Eu nu chem oameni necunoscuți, nu neapărat, că nu-i bag în casă oricum. Dar chiar și la distanță trebuie să știu câte ceva. Dacă ziceți că e un om important în domeniu, un fizician, știință versus religie. Eu nu asta spuneam, eu vorbeam despre a învăța știință versus religie și nu despre cele două domenii. Nu vreau să ies din sfera mea de confort intelectual, așa că nu mă arunc în locuri în care nu mă pricep. La fel pentru educația plastică. Da, și acolo există
Și acolo se pune uneori problema că, domne, copilul dacă are talent, manualitate, dacă e bun pentru sculptură, dacă e bun pentru astea. Astea sunt lucruri pe care sunt vocaționale, dar nu vocaționale de la copilul mic. Lasă-l să meargă la o facultate dacă, sau dacă e foarte talentat, îl duci la liceu de muzică, îl duci la școală de arte plastice, există. Deci astea existând, nu văd de ce ar trebui să-l chinui în școală, la vârstă mică. Sunt copii care desenează extraordinar de bine de la 7 ani, 8 ani și îi descoperi că au talent și alții care sunt forțați să deseneze. Lasă-l, dacă n-are talent, n-are talent. Am văzut în 5 minute, un profesor vede imediat. Îl îndrumi sau nu îl îndrumi? Dar nu poți să pui problema că, domne, e obligatoriu. Deci, din punctul ăsta de vedere, textul ăla, care nu cred că e de la doamna Anisie, chestia aia de la minister, ăla cu vocațional, mi se pare că se poate de ok. Partea aia, în acest sens, reafirmăm importanța prezenței disciplinei școlare rege, trunchiul comun al planului cadru, băi, ce terminologie, pentru învățământul primar și gimnazial și liceal, în următoarele, cu următoarele argumente, și sunt argumente aici de stămintea în loc, câte 7, 8, 10, 10 argumente și lungi. Prin urmare, în conformitate cu prevederile constituționale, cu legea educației naționale din 2011 și cu voința majorității părinților elevilor, vă rugăm să asigurați prezența disciplinei școlare religie în trunchiul comun, în noile planuri cadru pentru învățământul primar. Deci îi obligă, mă. Îi obligă. Asta înseamnă. Și, mă rog, ce a scris Patriarhul e de mare jenă, asta e situația, nu trebuie să ne placă ce face domnul, despre declarație pe proprie răspundere. Asta. Da. Asta era un alt subiect pe care, nu știu dacă voi îl știți, Eusebiu Tătărușanu îmi trimite un mesaj canalul domnului Presura pentru a vedea cine este. Mulțumesc, o să mă uit. Nu acum, evident, dar mulțumesc pentru informații. Nu era suficient că unii nu poartă incorrect, că unii, na, vezi că am atins ceva aici. Ce spune doamna Anisie despre declarație pe proprie răspundere? Asta era un subiect pe care urma să-l discutăm. Cristi Puiu, discurs anti-mască la TIF. Asta e vechi. Asta l-am publicat noi mai de mult. Așa. Zice așa, după cum cunosc, întrucât există posibilitatea ca părintele să nu-și dea seama că propriul copil este bolnav, afirmă ministrul Anisie, nu putem să spunem că din start părintele este de rea credință și aduce copilul bolnav la școală, spune Anisie, precizând că în acest sens a primit mai multe semnale de la părinți îngrijorați. Știu despre această îngrijorare a părinților. Ok, și unde e hârtia aia? Nu e aici. Ea a menționat că ar trebui introdusă în text o sintagmă de tipul după cum cunosc. După cum cunosc. Păi și atunci ce declari? După cum cunosc, copilul meu e sănătos. Și îl duci cu muci la nas. Da, asta e. Dar cred că acea declarație ar trebui să o completăm având în vedere că va fi supus părintele la o declarație pe proprie răspundere și acolo sunt și articole din codul penal. Cred că ar trebui adăugată o sintagmă după cum cunosc sau ceva de genul acesta. Bă, așa vorbește un ministru, băi, al educației. Doamne, iartă-mă, asta e semidoctor. Hai că am avut și alții. Și am mai avut și mai rău. Dar și ce, trebuie să mă bucur că e o semidoctor și ăla era analfabet sau ce? Care să asigure și părintele că există posibilitatea să greșească. Nu putem să spunem că din start părintele este de la credință. Cred cu tărie că este momentul să ne asumăm responsabilitatea cu toții, revenim în spațiul școlii, dar și eu, ca părinte, trebuie să fiu responsabil și să îmi aduc copilul la școală dacă văd că este, să nu mi-aduc copilul la școală dacă văd că este său. Doamna Anisie, măi miniștrilor, ați înnebunit, dar până acum, nu asta se întâmpla? Nu așa a fost mereu de când e pământul ăsta, de când se merge la școală, că erau părinți care n-aveau posibilitatea să lase nicăieri pe copil și duceau la școală tușind, răgușind, cu gripă și așa se crea să, de fiecare dată epidemiile de gripă? Nu așa se îmbolnăveau și al meu și al altora de boala pe care aducea copilul și acum tu vii și spui că, dom'le, nu, n-ar trebui să... Păi până acum era același lucru. Exact asta s-a întâmplat. Nu așa făceau copiii rujeolă și pojarul și ăla și ăla și ăla și gripele prin faptul că unii părinți își duceau copiii la grădiniță. Da. Păi
Andrei săracul nu s-a îmbolnăvit și la grădiniță, și până și la creșă s-a îmbolnăvit, da, de la altul. Dar cum adică să ne asumăm toți? Că eu nu văd unde, ce și asumă de fapt autoritatea. Nimic. Că de fapt doar părintele trebuie să asume că l-aduce... Exact. Dacă simți, okay, dacă tu simți că nu e în regulă, îl ții acasă și ce faci cu el? Și ce autoritățile când își asumă și niciodată, ce își asumă? Niciodată. Păi eu ți-am zis că n-am citit declarația, cum sună, înțeleg, dar restul este penibil. Vorbeam despre desen și discuții despre cultură legate de artele plastice, pictură, sculptură. Le fac ca și pentru muzică, este foarte necesară o minimă cultură. Bineînțeles că e necesar, dar trebuie să știe să o facă cineva care se și pricepe. Scrie același lucru în ambele părți? Aici cred că mi-ai pus-o pe asta în același loc unde e și asta. Aia este watch party. Nu, sunt identice. Uite, văd aici Eusebiu Tătărușanu, Eusebiu Tătărușanu, sunt unul la unul. Uite, exact același lucru este. Dar nu-i nicio problemă, citesc de două ori. Citesc și de acolo și de aici același lucru. Cristian Presura am lămurit. Deci discuții și materii care să ajute la deschiderea culturală sunt binevenite. Asta clar, nu spune nimeni. Trebuie făcute cu cap, nu neapărat dat note, făcut în așa fel încât copilului să-i fie o bucurie să afle cât mai multe lucruri, și sunt lucruri chiar spectaculoase și din arta plastică și din muzică, ai ce spune. Deci să nu ne batem joc acum de ideea de informație, pentru că asta înseamnă să n-ai profesori. Dacă n-avem profesori, atunci să fim sănătoși. Degeaba pretindem. N-ați văzut în ce limbaj lemnos este conceput articolul făcut de minister? Păi ei așa comunică, în termeni cât mai complex și nu știu ce, ca să nu înțeleagă nici ăla care scrie, nici ăla care citește, cu atât mai puțin să fie aplicabil. Așa se întâmplă de ani de zile, pentru că ei altfel nu pot. Oameni care știu să comunice spun lucruri clare, simple, și atunci ai plecat cu o idee. Vă dau exemplu domnului Diaconescu de ieri, care totuși fiind diplomat, fiind om de meserie, fiind și jurist, a știut să spună lucruri foarte clare despre domenii despre care alții ar fi bătut câmpii ore întregi și n-ai fi înțeles nimic. Eu consider că ce ne-a spus omul ăla, eu am înțeles. Și presupun că și voi la fel. Deci asta înseamnă să ai harul comunicării. Profesorii trebuie să fie exact astfel de oameni. Dascării să fie astfel de oameni. Nu doar să dăm note sau să nu dăm note, să organizăm revelionul sau ce organizăm Crăciunul sau mai știu eu ce mai organizăm, strângem bani să facem sărbătoare sau nu strângem bani, să-i dăm Doamnei că e ziua ei sau că nu e ziua ei, că vine 8 martie și trebuie să-i dăm și acolo. Nu numai astea. Fac astea parte și ele din viața elevului. Deși, dacă prin Constituție, că tot a făcut trimitere la Constituție, da, școala este gratuită. Școala este gratuită. Să-i facem o notă doamnei ministru și domnului preafericit cu nota de plată cât plătește moa și oricare dintre voi ca părinte ca un copil să meargă în condiții decente la școală? Să-i facem așa o listuță. Clasa 1. Nu mergem până în clasa 11, că e obositor. Iese o sumă, nici nu încape pe hârtie. Mergem doar clasa 1 și a doua, două clase. Și putem să punem și clasa 0, că acum știm și asta. Și facem așa o notă, ce s-a cerut și ce nu s-a cerut, dar trebuia să ai. Pentru că și asta e o șmecherie. Tu știi că dacă vin 20 de copii care au, nu știu, ce penar sau ce rucsăcel sau ce pantofior pentru sport, ceilalți 10 nu prea, numai așa, în caz dramatic, își vor permite părinții să nu aibă. Deci copilul ăla se va duce acasă și spune, tate, dar au toți copiii. Și vine părintele și constată că au, într-adevăr, dar nu toți. Și atunci se duce și face un efort financiar și îi face acel obiect. Pentru că am văzut cu ochii mei că așa se întâmplă. Acum mai nou părinții comunică pe WhatsApp, după cum știți, se fac grupuri de clasă și atunci părinții spun, dacă sunt vreo 4 care spun că nu e ok să dăm așa o sumă mare de ziua doamnei, o să sară ăilalți care vor să se pună bine cu doamna, că ei știu că doamna îi duce până în clasa 4-a, de ce se supere doamna pe noi? Hai mă, ce mare lucru acum, în loc de 100, dăm 200. Vă dați seama ce sume se adună. Sumele astea să le punem frumos pe o hârtie, dar cu cinste și cu corectitudine,
și să le arătăm la minister și să le fluturăm așa pe Facebook. Eu cred că o să și facem chestia asta. Și să vadă lumea cam cât cheltuiește un părinte, dar pe bune, cu ținutele și cu mâncarea și cu tot ce duce cu mâncărica. Cu pentru manuale. Că, cu manualele, cu să nu mai caiete. Vorbim. Cu caiete. Și tot. Nu, că eu nici nu m-am gândit că nu punem astea. Tot. Tot ce înseamnă cheltuială pe care n-o dă statul și să vedem ce mai rămâne din partea statului. Ce, clădirea? Ne dă voie să folosim clădirea 3 ore sau 4 ore? Și, dacă pentru și ce asta, clădiri sunt unele? Atunci le cumpărăm și pe astea. Trageți-le nouă. Cum cade tavanul, am văzut. Așa, cum alea, cad, alea, exact, alea. Sau da. Când se inundă, sau care n-au WC-ul, sau au apă la chiuvetă, dar n-au săpun și trebuie să ducă părinții și săpun. Păi. Și apă și nici hârtie igienică. Nu-i nimic, lasă că aduc părinții și tot așa. Hai să vedem cum e. Și până ajungem la finețuri gen mască, gen substanțe și altele. Deci, dacă ați încerca să fiți puțin mai combativi și voi ca părinți și ca bunici. Păi ce, a ieșit cineva vreodată în stradă? Nu se supără nimeni pentru astea, că noi suntem obișnuiți. Noi suntem obișnuiți doar să-i condamnăm, doar să spunem din când în când sau să spunem, domne, are dreptate ăla. Mă rog, și faceți ceva. Transportul la școală. Pentru că nu mai vorbim, că nu toți copiii stau la doi pași de școală, corect. Și în alte părți există autobuz. Vin cu autobuzul țări, în toate țările normale. La noi sunt copii care fac 6 km până la școală, pe jos, ca să știți. Fizicianul acela a făcut experimentul absurd cu purtatul a două măști 6 ore la sport, spune Judy Florescu. Am văzut, nu știu dacă era cu două măști, era unul care a pus chiar mai multe. Da, și? Înseamnă, și a putut să respire. Da, era un adult, nu era un copil, da. Și bun, și foarte lui. Nu era suficient că unii nu poartă, incorrect sau deloc. O poartă, Judy, probabil. Judy, hai să formulați și voi puțin, eu înțeleg autocorect, dar eu când greșesc mă întorc și peste o zi și corectez. Nu te lasă, din păcate. Eu asta fac. Facebook-ul când scrii în live nu-ți dă voie să domne, scrie. Da, domne, scrieți după aia altfel, dar eu nu înțeleg ce spuneți. Nu era suficient că unii nu poartă incorrect. Poartă incorrect. Sau deloc mască. Trebuie fizicianul să arate că el poate face și sport cu ea. Judy, nu te supăra. Omul a făcut o demonstrație pozitivă, nu negativă. Nu știu de ce l-ai perceput tu. Am văzut și demonstrația unuia care stătea într-o țară nordică, tot român, și care și-a pus nu două măști, a pus 2, 3, 4, 5 măști una peste alta și a făcut și curse printr-un parc și, pe urmă, tot vorbea și și-a luat și asta și saturația în oxigen și era ok. Da. Deci el milita pentru faptul că purtatul măștii nu dăunează. Deci nu știu de ce îl cerți, pentru că demonstrația lui era una bună. Probabil că a înțeles greșit ce a făcut omul. În sfârșit, ideea era că orice oxigenare duce la extrem, orice exagerare duce la extrem o măsură sanitară. Nu înțeleg. Vă dați seama cât de pro-mască sunt eu dacă am deja a doua cutie de bucăți. Bun, asta e ok. Dar dacă ești pro-mască, și aici nu e vorba de pro sau contra, că eu nu port de plăcere. Recunosc că trebuie, unde trebuie, port. Dacă intru într-un magazin, îmi pun, dacă ies afară și sunt singur pe toată strada, trebuie să fiu dement, mai ales pe 30 de grade afară. Dar experimentul respectiv l-am văzut cu ochii mei. El milita tocmai pentru ideea de a combate pe negaționiștii care spuneau că, domne, nu se oxigenează creierul, te ia cu leșin, nu mai vezi, nu mai auzi, nu mai înghiți, nu mai respiri, cazi pe stradă de la mască. Și atunci omul a arătat că, domne, masca nu face niciun rău. Deci hai să ne înțelegem. Nu trebuie să fii fizician pentru asta. Ăla a fost întâmplător un profesor de fizică sau ce-o fi fost, dar demonstrația mie mi s-a părut eficientă. Am văzut-o o singură dată și am reținut-o. Eusebiu Tătărușanu, ați făcut o glumă bună în ceea ce privește gratuitatea. Luați în calcul cât costă să fii student din provincie. Dom'le, nu trebuie să iau un calcul. Știu exact cât costă să stai cu chirie sau cât costă căminul, pentru că și căminul e pe bani. Să ne înțelegem, nu? Căminul studențesc nu mai e
cum era înainte. Da, deja vorbim de facultate care... Care e opțională. Da, nu e ceva obligatoriu. Așa se cheamă. Așa se cheamă. Facultate. Adică e facultativ. Nu ai bani să mergi la facultate? Nu mergi la facultate. Te apuci de muncă frumos și civilizat. Deci, aici nu mai punem problema. Școala, repet, școala e gratuită prin Constituție. Scot imediat Constituția și vă arăt. Dar nu cred că mă contrazice cineva. Așa, Lavinia zice, 6 luni nu știu ce au făcut cu cei din MEC. Eu am fost, adică Ministerul Educației, așa, eu am fost zilnic la școală din aprilie, în fiecare zi primim pe grupul profesorilor tot felul de comunicate, hârtii, link-uri, deci vezi că ne vorbește, da, o profesoară. Posibil ca ceva completat azi, peste noapte, să nu mai fie valabil, eu zilele astea m-am retras din sindicat din care făceam parte. Păi și la vine, cine ne mai dă nouă informații? Dacă tu te-ai retras de acolo, noi cum știm? Că acum trebuie să vină părinții la voi cu patalamaua scrisă și semnată pe proprie răspundere că ăla mic e ok. Și tu va trebui să stai cu hârtiile la dosar și să zici, băi, hai să-l verific și eu. E ok. Ăsta e ok. Și faci asta de vreo 30 de ori, după care zici, dar acum de la cine s-a îmbolnăvit copilul ăsta? Că unul se trezește bolnav și zici, de unde? Că dacă toți au venit ok, ce facem? Îmi dai ceva? Da, dau ceva. Ce e asta? Patricia, dar despre faza cu Shelley, ce părere ai? Nu crezi că presa ar trebui să-ți ceară scuze? Nu o să-ți ceară niciodată scuze. Deci faza cu Shelley este una care mie mi-a plăcut și confirm că nu-mi displace copilul ăsta, că îl duce mintea. A arătat că în orice clipă, în orice oră, un personaj cu notorietate, că nu oricine poate să facă, el așa când și-a câștigat notorietatea, l-au ajutat ziarele și televiziunile mai ales să-și câștige notorietatea, aș fi vrut și eu ca la vârsta lui să am notorietatea aia, dar n-am avut-o, că na, am trăit în alte vremuri. Dar în condițiile în care el și-a obținut această notorietate și-a putut permite să le arunce o ciosvârtă de informații, așa, luați de aici. A zis, bă, și-a spart mașina aia de 80.000 de euro, na, jaf, pac, au luat-o toți, Shelley a făcut accident și a stricat, că nu știu ce, putea să facă și Smiley același lucru. Da, ai văzut că el a argumentat acolo și a arătat exact că aia era făcută pe computer. Păi sigur că da, i-a păcălit și cu poza și cu tot, asta spun, că de pe un cont le-a vândut o informație falsă pe care ei au preluat-o fără să-l sune niciunul. Băi, Shelley, te-ai rănit, cum, cu ce mașină te-ai lovit? Și nu numai pe el. Pe nimeni. Și el spune acolo, bă, credeam că o să sune la poliție, credeam că o să sune undeva, să întrebe ce s-a întâmplat, ce nu știu ce. Deja el are statut de sfânt. Nimeni nu și-a pus problema că el ar putea minți. Acum orice va spune o să verifice de 10 ori. Informația care a ajuns la presă venea de pe un cont fals al unui copil care avea... A lucrat-o perfect. Da. Dom'le, deci le-a dat, adică orice le dai clasă. Deci, ca să înțelegeți, lecția lui Shelley arată în ce hal se află presa română. Adică, ce să o scăltăm acum? Să nu se supere acum unii că m-am gândit, că n-am zis de dilema, nu? Și 22. Adică, și nici observatorul cultural. Dar presa română, per ansamblu, și-a luat-o de la un copil de 19 ani, proaspăt absolvent de liceu. Deci, și a luat-o ca lumea, adică băiatul le-a tras-o ca la carte. Adică, bă, îți arăt o mașină șifonată și nu știu ce, o să ajungem așa fel încât când o să vedem accidente filmate, o să zicem, e din computer. Bă, nu? Da, acum, ca să fim sinceri, eu m-am uitat la vrei filmarea să fim sinceri? Aia, hai da, să fim sinceri. Te rog frumos, în sfârșit o să fie sincer. M-am uitat la acea filmare și, cum zicea el Gami acolo, că dacă îl cheamă, îl pătai că tu, că nu știu ce, el juca și foarte prost, adică... Dom'le, dacă ești dispus să crezi, crezi tot. Bă, da, nu poți, pentru că au luat toți Digi. Da, am văzut, păi, da, Digi sunt fanii lui. A fost invitatul lui Prelipceanu de 4 ori, de 5 ori, cum dracu. Dar au preluat-o așa. Da, fără niciun fel de verificare. Faptul că nu l-a sunat nimeni să-l întrebe, băi, e chiar așa nasol sau a exagerat? Sau s-a rănit cineva, a curs sânge pe jos? Sau... Nimeni n-a vrut să verifice nimic. Toți au luat-o ca sfânt, domne, Sfânta Scriptură. Scrie acolo cum vorbesc ăștia, ca din cărți. Așa a făcut și el.
Deci, oricum, e bine, Patricia, că ai amintit, eu uitasem de subiect, dar... În mod normal ar fi trebuit să-și ceară scuze, toți. Presa toată, presa fiecare pe locul lui. Da. Dom'le, ne pare rău, suntem puțin tâmpiți, cel puțin din cauza aerului, din cauza pandemiei. Ne-a luat puțin așa și nu ne-am putut concentra. Ați făcut-o, asta am citit, 6 luni am citit, nu vă supărați, unde găsesc lista de cover-uri, spune Manuela, am auzit și eu azi la radio cel puțin 2. Păi, tu trimite-le, postează-mi, privat. Poftim? Trimite-le privat sau în grup. Trimite-mi titlurile ori în grup, ori privat mie și eu le adaug pentru că încă nu le-am publicat. Da. De-aia nu sunt la vedere, dar ele sunt acolo. Nu? Da. Ele pot fi ascultate? Sigur, sunt pe YouTube, e făcută lista. Cele pe care le-am adunat cele noi. Cele pe care le-am adunat noi, da. Cele făcute de Lala sunt la Lala. Da, deci, și e postată noi, lista. Noi am preluat de acolo, încă n-am terminat lista, nici n-am avut timp să ne ocupăm, pentru că facem edițiile care urmează, una, două, trei la rând, și de asta, dar... binevenită orice cover pe care îl considerați pe bune cover și nu mistificări, vă rog să ni le dați și noi cu mare drag. Tot așa cum am zis că mai lăsăm 2, 3, 4 zile pentru cântece care sunt legate de prima și nu primele 20, ci prima iubire. Am zis că facem o listă frumoasă și o publicăm. Lista în principiu e cam gata, dar pot să mai adaug încă 20 de iubiri de ale voastre, ca să fie foarte clar. Angela Maria și eu a zis ceva, dar eu îi spun eu la mulți ani, pentru că știu că e ziua ei și îi spunem multă sănătate. Încă n-am reușit să ajungem la bunătățile pe care le face ea, deși toată lumea o laudă, nu numai pentru cum cântă, ci pentru cum gătește. Că așa, asta e adevărul, nu? Da. Așa a fost discuția. Altcineva mi-a scris... Stai puțin, noi am dat pe Kenny Rogers pe 20, l-am dat, nu? Sau pe ce dată? Ia uite-te tu, când l-am anunțat pe Kenny Rogers? Când mi-a scris cineva că trebuia să-l pun și pe Kenny Rogers la data lui lângă Plan sau nu știu care. Și atunci aș vrea să verifici tu ce dată avea, ca să-i rog pe oameni, dacă tot vreți să faceți corecturi, ori le faceți privat, ori vă documentați, una din două. Și de regulă e bine să le faceți pe amândouă, adică să vă și documentați că vine unul și scrie acolo la calendarul nostru și Kenny Rogers. Kenny Rogers este născut pe 21, este astăzi. Deci astăzi. Omul îmi reproșea că nu l-am trecut ieri. Nu l-am trecut ieri că e născut pe 21. Dar de principiu e o valabilă, că mă bucur dacă voi sunteți atât. Uite, scrie, e poza lui Kenny Rogers. Da. E la prima vedere, dar dacă te duci mai în urmă, o să vezi că reproșul vine la poza lui Plant, care a fost cu o zi înainte. Da. Și acolo scrie că unde e Kenny Rogers? Asta e ideea. Urma să vină. Deci îi rog pe toți cei care găsesc, uite, Marius Eugen Coman, ca să nu vorbesc din amintiri. M-am dus în urmă, data de 20 este cu Robert Plant și el scrie ar mai fi Kenny Rogers. Și cred că i-a răspuns cineva. Nu are loc de Ozana Barabancea, scrie cineva, în limba rusă, Barabancic Tobă Mică. Deci, dragilor, eu înțeleg că voi profitați de faptul că eu nu intervin la lucrurile astea. Ieri Gillan, azi Plant, a observat cineva și vă mai lăfăiți aici puțin cu mici comentarii și vă dați cocoș. Dar dacă sunteți inapt să vă uitați la o informație, ori o luați bună pe asta a mea, ori verificați și dacă eu am greșit, îmi dați un semn. Dar nu scrieți tâmpenii. Vă rog eu frumos. Pentru că și pentru asta eu îi blochez chiar și pe aia care sunt de la 10 ani încoace. Deci chiar n-am niciun timp să stau să verific comentarii aberante. Deci tu mă întrebi și Kenny Rogers în loc să spui, domne, știți cumva Kenny Rogers e născut tot în 20? Și dacă tot mă întrebi, te duci frumos pe Google și vezi că scrie acolo. Și scrie acolo că e născut în altă zi. Deci Kenny Rogers fiind chiar cu fotografia pe prima pagină astăzi. Deci ăla care a scris domnul Eugen Coman putea să aibă bunul simț să spună mă scuzați, am greșit, n-am știut. Dar nu o să fac asta. Și atunci eu o să fiu mai tranșant și o să spun băi nenică, decât să, când vă invită omul să comentați, stați
ca peștișori în acvariu. Uite așa. Când nu trebuie să comentați, atunci vă aruncați la prostii. Și atunci mai bine hai să facem o chestie cinstită. Bravo, Shelley, pentru această televiziune, pentru că această televiziune dorește doar audiență. Ne-a anunțat odată că ministrul Vela a avut un accident cu elicopterul. Teodora Radu, care televiziune? Păi el a trimis la România TV, pentru că România TV spusese cu câteva seri înainte că nu știu ce picior în gură i-a dat el lui Dorian Popa. Și de fapt l-a sunat ăla la care avea apartamentul în chirie, de la, la care e proprietarul, a zis, ce s-a întâmplat la mine în apartament? Ăla a zis că nu știu, eu-s la mare, n-am făcut nimic. Aia știi cum face România TV, da, așa. Detalii, da, incendiari, da, da, nu deci știu ce. Se referă la România TV acum. Da, el acolo a trimis, dar da, a fost preluată de toată lumea. Deci deja nu mai este vorba doar despre România TV. Am înțeles, am înțeles. Da, eu asta zic că sunt toate televiziunile băgate în galeată. Sigur că da. Judy Florescu spune că Shelley ar fi cazul să-i mulțumești domnului Andrei. Păi ce, Judy, tu crezi că ăsta se uită vreodată la așa ceva pentru aprecieri și remarci pozitive? Nu trebuie să mulțumească. N-are de ce. Omul își face treaba în locul lui, eu, la rândul meu, îmi fac treaba la locul meu și dacă am considerat că merită felicitat pentru gestul pe care l-a făcut și pentru câteva intervenții de ale lui. Eu nu spun că e vreun mare muzician, să ne înțelegem. În zona muzicală n-am scos o vorbă pentru că nu mă interesează subiectul, acolo e zero. Dar ca atitudine și ca inteligență pentru un copil de 19 ani este cât se poate de aerisit și bravo lui. Deci nu trebuie să mulțumească, să le mulțumească părinților lui. Bogdan zice, aș fi bucuros dacă partidele politice s-ar pune de acord cu privire la suma, la o sumă consistentă de bani și ar achiziționa măști cu filtru pentru copii. Da. Da. Păi măști în general n-au ajuns la popor. Și după... n-au spus că măștile astea de fapt nu fac nimic? Păi au spus. Da, a spus chestia asta, da, la un moment dat. Au spus că astea nu, n-au cine știe ce. Nu, păi au și spus, da, foarte clar. Deci astea de care v-am arătat eu, ăsta are 5 straturi, mai sunt și alea care au 3. Da, și 4 și 3. Și 4, deci astea mai treacă meargă, dar alea pe care le-am primit eu și pe care imagul le risipește prin comenzi, toată lumea spune, domne, asta e, asta am cumpărat, asta am avut bani, dar statul ar trebui să dea acolo unde oamenii n-au posibilitatea. România TV, uite, și ne-a anunțat după 2 ore că acest accident s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Cum adică? Care accident? Probabil ăla lui Vela, că e despre ăla vorbim. Da, ăla lui Vela cu elicopterul. Mm-hmm. Da, și ăla a fost vechi. Și l-au dat, da, ca și cum ar fi fost prezent. Da. Bine, România TV, numai televiziune nu poate fi numită, este cea mai proastă versiune al OTV-ului, ca să ne înțelegem. Deci OTV-ul, în felul lui, Dan Diaconescu a inventat ceva. A știut să facă audiență, din audiența aia și-a făcut și un partid, din audiența aia și-a făcut și rost de o pușcărie, și-a făcut rost și de mașină Rolls-Royce sau ce mai are și multe altele. Dar a făcut ceva. Ăștia sunt o copie proastă cu niște moderatori înfiorători. Unul nu este ok, bă, de acolo. Te uiți la fețele lor și stai și zici, bă, aș fi lăsat-o pe Crețulescu asta să facă emisiuni Never. Pe doamna Cristina Șincan. Șincai. Am știi că am stat la 2 pași de ea la o sală de spectacol la Patria. Noi am fost împreună acolo la... cu spectacolul cu Andrieș chiar. Da. Da, și ea era în spatele nostru. Se uita cu o privire ucigașă spre mine, pentru că ea citea ce scriam eu la vremea aia. Bun, dar în rest au niște, și băieții și tot, și invitații, cum sunt, adică este înfiorător. În raport cu asta, ce era la OTV era o bucurie. Eu recunosc că am stat la OTV și m-am uitat uneori până la 3 dimineață. Pentru că mai veneau ăștia care povesteau din viațile lor zbuciumate, săracii, cum au suferit. Vă dați seama, vă dau câteva nume ca să vă dați seama cine suferea în vremea comunismului. Jean Maurer, fiul lui Ion Maurer, Ion Gheorghe Maurer.
Mizil, Serghei Mizil, fiul lui Mizil. Băi, tot Comitetul Central suferea prin copii în timpul comunismului. Mădălin, care e o figură, care e un tip foarte simpatic altfel, dar Mădălin suferea și el în timpul comunismului. Și povesteau cum sufereau ei împreună cu Nicu Ceaușescu, alt om persecutat de regimul comunist. Deci vă dați seama că, normal că mă uitam și uneori nu venea să cred, zic, băi, ce povestesc cu oamenii ăștia? Că, bă, da, eu am trăit în aceeași epocă, suntem colegi de generație. Și știu lucruri pe care le-am văzut și știu și lucruri pe care le-am auzit, că atunci nu exista presă de genul ăsta. Așa că eu chiar mă uitam la OTV, recunosc, dar nu m-am molipsit. În timp ce ăștilalți care îl condamnau pe Diaconescu s-au molipsit și au născut două, trei televiziuni care sunt OTV-ul mic. Ciutacu, uite, bine zici, uitasem de ăsta. Pe ăsta l-a uitasem. El a venit de la Antena 3, nu? Da, ăștia sunt ejecții de la Antena 3 și de la, nu de ejecții, am zis ejecții, adică au fost ejectați. De la Realitate a venit și Șincai și cu Crețulescu au venit de acolo. Ciutacu a venit de la ăștia la alții. Cine-i Maurer? Sună o persoană importantă. Da, Ion Gheorghe Maurer era unul dintre intelectualii Comitetului Central al Partidului Comunist. Da. Da, intră acolo și dă și tu un search ca să îi spun copilului cine era Ion Gheorghe. Nu, nu vrei. Bine, dau eu atunci. Dacă tu nu vrei, dau eu, uite, ca să-i dau exact. Ion Gheorghe Maurer. Eu pe Jean Maurer l-am cunoscut. El era printre beizadelele cele mai ok din epocă. Deci era un băiat, da, 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 de bun simț. Ion Gheorghe Maurer a fost prim-ministru al României în perioada 61-74 și președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române în perioada 58-21 martie 61. Născut în 22 septembrie la București, decedat 8 februarie 2000, tot la București. Universitatea nu știu ce, a făcut Universitatea din București, deci totuși v-am spus că era intelectual și președinți au fost Dej și Ceaușescu. Deci ăsta era Ion Gheorghe Maurer. Dacă mai găsesc ceva aici vă mai spun, deși nu cred că e foarte important, dar aici scrie în engleză, ceea ce e foarte bine că se dă și biografia în engleză. A fost un important membru al biroului politic alături de Emil Bodnăraș și s-a opus de multe ori unor măsuri excesive. Deci e unul dintre opozanți, ca să fim mai corecți, și care de altfel a și fost dat la o parte tocmai din acest motiv. Dar e un personaj important pentru istoria politică a României. Iar Jean Maurer, un tip ok, cu un băiat mai cizelat. Andrei, ăștia de la România TV au boala lui Calahe. Nu știu, eu știu vorba, dar nu o aprofundez. Manciu Cristian, să știți că perioada anilor 80, când erați jupân la Radio Vacanța Costinești, era cea mai cool atmosferă de vacanță pe plajă, era un feeling așa bun, un vibe fenomenal, toată lumea se cunoștea, cu toată lumea presupun, da, asta și spune, seriile la Vox, extraordinare, etc. Cristian, mă bucur, nu eram jupân. Eram acolo, na, jupând, dacă eram, ar fi fost bine, că îmi rămânea și mie ceva și măcar rămâneam cu clădirea. Eram un trecător pe acolo, dar care, într-adevăr, a fost absolut în fiecare vară acolo din 82 până în 90, până la mijlocul sezonului. Și până m-a mai fost de vreo 5 ori, câte o jumătate de sezon, de fiecare dată am plecat cu diverse conflicte, cu diversi semipatroni sau, mă rog, ce erau ei pe acolo. Dacă vrei, spune-le și despre Corneliu Mănescu. Dom'le, mă obligați să folosesc sistemul ăsta. Corneliu Mănescu era, în primul rând, cel mai intelectual dintre ei, pe bune, unul și un tip cu o apariție foarte mișto și foarte înalt și respectabil, născut la Ploiești în 8 februarie. Stai să vedem aici ce ne dă, dacă Wiki ne dă în limba română despre Mănescu, ar fi frumos. În orice caz, el chiar a fost scos deoparte, a terminat la școală la Ploiești, acolo pe la tine, vezi,
timpul studenției a început să contribuie cu articole la diverse publicații de stânga. Ca jurnalist s-a interesat mai ales de relații internaționale. 23 august 44 a avut funcții în Partidul Comunist, instituțiile de stat, 48 a fost numit șef al Diviziei Politice Superioare a Armatei, 60 a devenit director la Departamentul Politic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Mănescu era membru în cabinetul ca ministru de externe, a fost confirmat în funcție de Marea Adunare Națională, în acel moment era la cel de al doilea mandat legislativ, în 61. A fost cel care a condus delegațiile române în toate sesiunile Adunării Generale ONU, începând din a 16-a sesiune în 61, a fost șef al delegației în 62, comitetul celor 18 națiuni cu dezarmarea, în 67 a fost ales președinte la cea de-a 22-a sesiune a Adunării Generale ONU, deci vedeți că a avut o reprezentare a României și afară. Și Mănescu a fost membru PCR din 36. A fost adjunct al Ministrului Apărării Naționale cu gradul locotenent colonel, comandant al Casei Centrale Armate în 52. În 89 a fost unul dintre semnatarii scrisorii celor șase în care foștii lideri comuniști îl criticau pe Nicolae Ceaușescu. V-am spus că era unul dintre dizidenții, hai să zicem, aproape autentici. În timpul Revoluției Române din 89, atât la Timișoara cât și la București, s-a vorbit despre el ca despre un posibil succesor al lui Ceaușescu. Adevărul e că ar fi fost mult mai bine, ca să fie între noi. La 22 decembrie 89 a devenit membru în Consiliul Frontului Salvării Naționale. Bun, oricum avea și el o vârstă, dar având în vedere că Iliescu are tot pe acolo, nu conta. Deci, cu Mănescu era mult mai bine, vă spun, fără nicio ezitare, dacă băieții n-ar fi jucat pe partea lui Iliescu, era un lucru mult mai bun pentru țară. Cel mai tare a fost Pârvulescu, când la congres l-a sfidat pe Ceaușescu, da, era în grupul celor șase, e adevărat. Au fost câțiva politruci autentici, comuniști autentici, care târziu, foarte târziu, s-au trezit și au început să se exprime. Cum au fost și Pârvulescu și Bârlădeanu și alți câțiva, nu mulți, asta e adevărul. Emil Bodnăraș, au și fost dați deoparte, de altfel și Brucan era tot un dizident. Da. Păi, sigur că da. Brucan a avut funcții, să nu crezi că era un băiat bun, dar mulți dintre ei au fost dați deoparte pentru că i-a mirosit Ceaușescu că nu sunt ok. Calitatea sa de președinte a Comisiei de Control a Partidului a respins în 50 cererea Elenei Ceaușescu, fostă Lenuța Petrescu, de a-i se acorda vechime de ilegalistă. Deci îți dai seama că asta l-a urât pe Pârvulescu. Îți imaginezi, nu? Conflictul cu Ceaușescu s-a declanșat în 79. La cel de-al 12-lea congres a luat cuvântul pronunțându-se împotriva realegerii lui Ceaușescu în conducere. Eu am văzut filmulețul ăsta de vreo 3 ori. Conducerea partidului, acuzându-l că pune interesele personale înaintea celor ale partidului și a țării. De asemenea, a acuzat Congresul că neglijează problemele reale ale țării, fiind preocupat de glorificarea lui Ceaușescu. Bă, pentru vremea aia asta era un act de eroism suprem. Vorbesc serios. Acest atac fără precedent venea de la o persoană care nu putea fi acuzată de sentimente prosovietice, pentru că foarte mulți șefi din zona PCR erau de sorginte comunism sovietic, da. Adică se spunea că au venit pe tancuri. Pârvulescu, fiind un apărător fervent al autonomiei PCR, de asemenea, la vârsta de 84 de ani, nu putea fi acuzat de ambiții personale, așa că remarcile sale au fost considerate de presa occidentală ca o dovadă a nemulțumirii rândul partidului. Replici la discursul lui Pârvulescu au fost date de Ion Popescu Puțurii, George Macovescu, apoi chiar de Nicolae Ceaușescu în acea ședință chiar. Acesta din urmă l-a făcut rădător pe criticul său. Pârvulescu a fost dat afară din sală, destituit din funcție și de delegație și a fost pus sub supraveghere strictă și arest la domiciliu. Dom'le, asta însemna țară totalitară, ca să înțelegeți. Mă bucur că mi-a cerut să spun și despre asta. Mai aflați și voi câteva lucruri din istorie, chiar dacă vă spun, stau la dispoziție toate astea, vă stau la dispoziție, dar îmi face plăcere să vi le citesc, pentru că așa mai cască și Iulia, se mai odihnesc și alții, lumea revine la normal, Fece Argeș e condus acasă cu 2-0 de Botoșani și spuneam că istoria României din când în când trebuie povestită și sub forma asta. Adică oamenii ăștia au trăit în sistemul ăla și la un moment dat și-au dat seama că nu e bine
și au început și au reacționat. Puțini, 6 inși au făcut o scrisoare, alți 3-4 au fost măturați mulți înainte, dar au mai fost. Deci a fost o formă de dizidență, trebuie să recunoaștem. Deci nu numai Doina Cornea sau, după părerea unora și alții, despre care se vorbește foarte puțin. Mulțumim tuturor că ați stat cu noi. A fost lung până la urmă. Vezi? Păi am început la 5, mă. Tu îți dai seama? La 5 fără un sfert. E greșit. La 5 fără un sfert. La 5 fără un sfert am început. Domnișoară, 5 fără un sfert. Păi foarte mult. O salutăm și pe doamna doctor Corina Cilcic. Poate într-o zi când are chef și timp, poate ne vorbește puțin despre problema cu cei mici, pentru că știu că e un medic pediatru foarte bun și poate că ne dă câteva soluții pentru ceea ce se întâmplă acum pe linia asta medicală cu copilașii. Dacă ce e bine și ce e rău, dacă doamna doctor e dispusă, poate îmi trimite un mesaj privat și m-aș bucura să accepte o conversație la distanță despre ce pot face copiii, cât pot rezista copiii cu o mască pe față, de exemplu, dacă tot li se spune că trebuie să stea cu masca pe față, să ne spună un medic care e de domeniul lor și nu un epidemiolog, ci un pediatru. Se spune, domne, rezistă un copil de 3 ore, de 4 ore cu aia și cum faci să o schimbe? Că stă, vezi că s-au făcut 2 ore, trebuie să o arunc. Unde o arunc? Doamna profesor, doamna. Un coș cu capac. Unde e coșul? Eu am coș cu capac. Unde? Să-i dau coșul cu capac, să-l dea cu el. Nu, vorbesc serios. Cum îți închipui tu că un copil la 8 ani o să-și pună problema asta? Mamă, s-au făcut 2 ore, hai să punem unde e? N-avem. Să aducă părinții coș cu capac. Că una de-aia de care ai tu, aia nu trebuie să o dai jos la 3-4 ore. Da, bun, asta aia nu. Aia schimbi doar filtrul, păi, și atunci știu, dar nu mai dai, nu mai ești obligat să pui mâna pe ea, să te dezinfectezi înainte să pui mâna pe ea, să te dezinfectezi, că așa spune doctorul. Păi știu, dar cu atât mai mult după ce dai, o dai și un copil, Iulia, dar un copil nu stă ca noi. Un copil își bagă mâna în nas, îi se usucă gura, vrea să bea apă, scoate, o să stea să scoată cum scrie la carte, cu mâinile asta așa. Asta zic că este o utopie, este o prostie. Dom'le, am citit ce se întâmplă în alte țări. Ei nu fac asta. Deci, alte țări, da. Mai învățăm și noi de acolo puțin. Lăsați-i, dom'le, pe copii. Asta este acum, e greu să le explici oamenilor. Our latest book, rock and roll fantasy. Vezi cum îi vezi pe ăștia pe stradă cu masca pusă pe aici pe la cot? Am văzut. Dar ce, copiii nu văd? Uite, despre asta de ce nu există campanie de informare? Băi, nu o mai puneți, nu o atârnați de mână. Ia toată mizeria de pe piele și o bagă după aia în direct în nas și în gură. Exact asta faci. Scoți masca, o bagi în buzunar ca ieși din magazin, s-o scoți din buzunar, o pui din nou pe față când intri în alt magazin. Eu de asta zic că una de asta, evident pentru o persoană matură, nu pentru un copil, păi una spun, de asta e mult mai ok. Ar fi bine dacă am putea sta de vorbă cu un medic. Marinel Ursache, e puțin Andrei, ai obosit? Bă, tu cred că mă provoci, nenea Marinel. Ți-am mai zis eu și alte cuvinte și altă dată, dar dacă spun că stau de 2 ore jumate, înseamnă că e suficient. Nu trebuie să, și dacă am obosit, ce? Stai tu 2 ore jumate pe un scaun și vorbește și vezi după aia cum te simți. Ce reguli stricte au actorii la filmări? Deci și ei săraci au o formă de suferință. Și vă citesc imediat despre ce articole mai sunt. Europa bine pregătită pentru pandemie. Deci în Europa oamenii sunt bine pregătiți. Da. Și vine aici un comentariu despre care merită să știți. Unde arăt? Aici, da? Da. Copiii au nevoie de socializare. Și aici este un mare adevăr. Cu 3 săptămâni înainte de începerea școlii, românii au păreri împărțite despre revenirea în clase. Deci asta e subiectul major al momentului și spune aici pe 14 septembrie ministerul, bun, scor 3-2 pentru mersul la școală. Nu toți copiii au mijloace necesare pentru a învăța online, e de părere Adrian Pârlici. Daniel Moreanu spune, nu aș trimite copilul la școală în situația de acum. Alexandru Marin, un alt părinte, nu trebuie să fie încurajat să stea toată ziua în casă, la calculator. Până la urmă, chiar nu că sunt încurajați, săracii sunt obligați da. Să stea așa.
Elevii și studenții sunt un fel de cobai, crede Mădălin Rotaru, care e chiar polițist, tânăr. În final l-am întâlnit pe, uite, un Alexandru Marin, 31 de ani, antreprenor, care a înclinat balanța către mersul la școală. Deci sunt foarte mulți părinți care spun, domne, nu vrem să se întâmple. La 22 de ani a crezut că o omoară virusul și a scăpat. Polițiști pe motociclete lovit de o șoferiță cu tupeu, cred că ați văzut faza la televizor, a fost dată cu insistență, atacați cu substanțe toxice pentru a fi scoși din joc, sunt dușmanii lui Putin, președintele Rusiei, care tot dispar în diverse forme. Ultimul este chiar unul dintre liderii opoziției, Alexei Navalny, 44 de ani, uitați aici articolul, da? Am văzut secvențe cu omul care i s-a făcut rău după un ceai și a fost internat în stare foarte gravă. Alexandr Litvinenko a pățit și el, fost spion Alexandr Litvinenko a murit în chinuri groaznice în 2006, Sergei și Iulia Skripal, 4 martie 2018, tot pe teritoriul Marii Britanii, fostul agent dublu a serviciilor secrete britanice, Sergei Skripal, și fiica lui au fost otrăviți cu agentul toxic numit Novicioc în orașul Salisbury. Și tot așa, Iulia Timoshenko nu a scăpat nici ea de amenințările otrăvirii. În august 2011, fostul premier, care a fost trimis în spatele gratilor pentru fapte de corupție, a acuzat apariția misterioasă a unor răni pe corp, deși a fost trimisă la închisoare pentru că ar fi obligat compania energetică Naftogaz să semneze contracte ilegale cu Rusia. Timoshenko nu a ezitat să acuze regimul de la Kremlin că încearcă să o scoată din joc. Deci ea a rămas în viață, spre norocul ei, dar ceilalți, din păcate, au fost uciși prin mijloacele pe care le bănuim. Avertismentul unui radiolog: nu e util ca pacientul COVID pozitiv să fie tratat acasă. Iată, încă o opinie care apare în contextul de acum. Unii spun du-te acasă și alții spun nu, cumva să-l tratați acasă. Mitică Dragomir, renăscut după 20 de ani. Deci, l-ați văzut, Mitică Dragomir este în echipa doamnei Firea, iar aici un aparat de radiologie de 200 de mii de euro zace în garajul unui spital. Ca să înțelegeți cine ne conduce și cum. Și sunt o grămadă de amănunte despre acest aparat care ar fi fost foarte util, din păcate nu poate fi folosit pentru că banul are loc, banul se știe cum să-l folosească și milioanele de euro care s-au dat se pierd în neant. Laurențiu Cezar Giambașu, în anii 80, Uniunea Tineretului Comunist din România era detașamentul Partidului Comunist Român. Prepoziția din marca încă apartenența internațională socialistă. Nu înțeleg. Ce vrea să spună omul? Deci, stimate domn, care e problema? Tu orice tâmpit știe că UTC-ul era copilul PCR-ului. Nu știu ce vrei să subliniezi, că nu e nicio noutate. Așa cum pionerii erau copiii UTC-știlor. În pasul următor, da? Care e problema? Încă apartenența la Internaționala Socialistă. Sigur că era încă apartenență la Internaționala Socialistă. Nu înțeleg ce vrea. Mereu aud expresia că nu mai poți și le răspund că aș vrea să ajung să-i văd pe ei în vârsta noastră, să-i văd cum sunt. Radu, nu trebuie să ne ambalăm. Noi nu o să-i vedem la vârsta noastră pe ei. Asta e situația. Cumpără coșuri inteligente care îi anunță pe copii când au trecut 2 ore. Iau exemplu de la Iași, 6.000 de euro o bagatelă. Păi da. Bună ideea, la, bune. Chiar ar trebui. Clasă. Da, să fie în fiecare clasă un coș din ăla cu care stă de vorbă copilul ca să nu se simtă singur. Dar să fie și în sate. Și la sară, da? Și punem câte un coș din ăla inteligent, aruncăm și ăsta și mai stăm și de vorbă. Bă, tu ce mai faci? Ai învățat lecția? Da, am învățat-o. Spune și tu 2-3 cuvinte.
îi spune două cuvinte. Dacă e așa inteligent, poți să-l înveți să și șoptească. Și o, poate să și șoptească. A fost și un caz care un biciclist a fost strivit de un șofer care conducea un Logan în comuna Corbeanca. Mihail Turturică. Care e problema? Crezi că mi-am propus să trec în revista accidentele de circulație? Problema este că aia e la închisoare. Care care l-a accidentat pe polițist, da. E reținută, da. Iar șoferul celălalt, deși a făcut același lucru, așa, n-a pățit nimic. Păi dacă nu spune asta, altfel, da. Comparația n-are nicio legătură. Și a mai fost un caz în care a fost strivit. Păi dacă doamna, care am înțeles că avea și oarece funcții și era și psiholog. Poftim. Da, doamna de la volan și avea și funcții și care nu s-a oprit. Nu. A plecat, bine mersi, polițistul a știut să sară și să cadă în picioare și s-a accidentat, cred că doar la mână și atât. Motocicleta a fost făcută zob. Adică cine a văzut secvența știe despre ce vorbim. Laurențiu Cezar Giambașu, dacă mă lămurești și ai vrut să spui, e bine, dacă nu rămânem așa în necunoscut, dar dacă ai vrut să ne influențezi și să ne dai sentimentul că știi că UTC-ul era copilul adolescent al PCR-ului, asta știe toată lumea. Că așa era organigrama. Așa a fost construit sistemul în România, sistemul politic. Și nu numai, aici am clic cum va arăta școala în pandemie, am citit ieri și nu mai revenim la subiect. Asta cu contractele am citit-o și pagina din Kamikaze vă arăt aici. Ia uitați, apropo. Mai jos. Așa. Așa, asta e pagina din Kamikaze și vedeți cu ce se ocupă, nu știu câte ziare. Cu asta. Deci se vorbește permanent de mască. Da, pentru că... Păi că le-a dat bani. Bani. Păi da, fată, dar dacă spune îți speli, dezinfectezi mâinile înainte de să atingi masca, verifici că masca să nu fie ruptă sau găurită. La mine se rupea direct pe ureche. Pui partea colorată a măștii în exterior, identifici latura cu fir și o pui pe nas, da? Poziționezi masca astfel încât să acopere atât nasul cât și gura și dacă tu ai capul mai mare, nu acoperă nimic și se rupe. Îndepărtezi masca întotdeauna trăgând de astea. Deci când am tras de ea ca să fac cum scrie aici, s-a rupt. Și noroc că mai aveam una în geantă. Deci vă dați seama că nu poți să vii toată ziua să umpli ziarele și asta pentru că ei și-au luat bani. Pe noi ne asasinează, dar nu întreabă nimeni. Bă, băieți, dar au oamenii ce să poarte să respecte astea? Nu, nu contează. Și asta cu dezinfectatul mâinilor. Unde? Cu ce? Asta înseamnă că uite, eu am pus mâna pe ziare, da? Eu am pus mâna pe ziare și acum fac acest lucru, uite, dau și mă dezinfectez. Deci așa trebuie să existe peste tot, să aibă oamenii posibilitatea să-și ia și să vedem și noi cum se reflectă la buzunar. Păi tocmai, pentru că până acum făcuse cineva calculul, că pentru o familie de 4 exact, persoane, cât costă? Cu copil, cu așa, erau vreo 4 milioane de lei pe lună doar măștile astea, da, astea de o unică folosință, da. Da, 4 milioane pe lună. Păi dacă mai adaugi și dezinfectantul pe care trebuie, ar trebui să-l ai cu tine peste tot, da? Normal, normal. Și ar trebui să umbli cu, peste tot și cu un coș cu capac, pentru că n-ai voie să să-l arunci pe jos. Da, am văzut. Corect. Acum mai nou în magazine afișe cu nu aruncați măștile și mănușile pe jos. Păi, bine, asta e la mintea cocoșului. Să nu arunci pe jos. Nu arunci nimic pe jos. Păi da, dar ieși pe stradă și le vezi. Domne, și rate. Că suntem nesimțiți, dar păi nu da. Se aruncă nimic pe jos. Acum trebuie să scriu că nu se aruncă gunoi pe jos. Păi da, orice suntem gunoi. Nesimțiți. Păi, suntem nesimțiți, asta e. Deci, la dar nesimțire nu... Dar capac... Există undeva montat în nu acest oraș, că eu n-am văzut. Nu știu, eu mi-am luat. Mi-ai și mie că mă duc nu, până acasă. Da, ăla mic pot să ți-l dau. Că există coșuri de alea cu capac și unul mic lângă el, ți-l dă, pui. Și îl ții în geantă și pui jos pe piciorul, dai pe pedală, pui aia la loc, pui în rucsac. Mă desinfectez. Și exact, da. E un ritual întreg. Problema este că Iulia circulă cu bicicleta și poate întâlni un astfel de bizon. Adică unul care astăzi se... Astăzi am mai făcut vreo 2-3 plângeri. Cine? Prin Planet Ice. Eu.
Nu, dar el se referă la un bizon care să te strivească, să te calce. Erau astfel de bizoni, așa, pancați ilegal pe pista de biciclete, așa, pe trotuar, așa, oriunde. Așa, am primit număr de înregistrare. Băi, tu te înțelegi număr, foarte bine cu ei. Eu de-aia număr pe șosea. Tu faci colecție de numere de înregistrare. Foarte da. Bun. E o activitate. Eu de-aia număr pe șosea, pentru că există astfel de specimene. Și foarte bine. Au făcut aici pe splai, a apărut mancat așa cu roșu, frumos așa, ceva care seamănă cu o pistă de biciclete, pentru că are bicicleta pusă pe ea, așa. Și este pe marginea normal de lângă trotuar, și pe un sens și pe celălalt. Ala e. Așa. Și te-ai fi gândit tu, ca orice om normal, că bă, i-am pe unde să merg cu bicicleta. Numai că pe același culoar marcat cu roșu, vine și cu troleibuzul. Vine și troleibuzul și autobuzul și mașina mică și absolut toată cine lumea. E mai mare pe acolo merge. Ce vrei să facă? Da, am înțeles. Și atunci cum aș putea eu să circul în siguranță pe acolo? Nici cum. Așa că e bine că le-ai dat număr de înregistrare. Adică ți-au dat. Foarte bună chestia. Biciclistul este un notoriu pilot de ralii, instructor pentru conducerea preventiv-defensivă pe drumuri, spune Andrei Manea. Nu știu ce vrea nu să spun. Niciun, mă refeream la cei de, în jur de 60 de ani, spune Radu. Zins Hainal care a trecut pe aici și Nelu Sava a mai rămas. Deci biciclistul ăla care a fost lovit, ci că este un notoriu pilot de rali. Nu știu, există rali de biciclete? Apar, dacă e un pilot de rali, e la mașini. Da, de câte așa știu. Știam. Și faptul că e instructor de conducere preventiv-defensivă, tot Andrei Manea, e a doua oară când sunt nevoit să te întreb ce ai vrut să spui. Dacă nu revii, fă cumva să te abții. Cine-le pentru tine? Că nu te încarcă prea mult. Îi scrii și tu pe un caietel și rămâi cu o notiță. Decât să ne pui pe rău în ceață, ce ai vrut să spui? Biciclistul, de fapt, nu era biciclist, avea o altă ocupație, pe aia nu e o meserie să fii biciclist. Biciclist e oricine care se urcă pe o bicicletă. Da. Dacă omul avea în alt timpul lui liber altă activitate, asta e. Am înțeles că el a fost accidentat. Da. Nu biciclistul e cel lovit? Așa știam și eu. Asta e. Părinții îl pun la colțul clasei pe Iohannis pentru redeschiderea școlilor. Deci vezi că sunt supărați părinții pe el. Acum ne supărăm că până acum urlam că noi nu suntem cu bodniță. Da, acum nu mai vrem nici la școală. Acum, mă rog, eu nu mai înțeleg nimic. Păi, nu mă surprinde. Inamicul, atâta timp cât oamenii sunt manipulați de o parte și de alta și tot nasol, declinul monarhiilor, asta e un subiect care nu e pentru noi. Și vă arăt cui se dedică numărul de la Adevărul, ceea ce mă bucură că s-au gândit la Anda, măcar aici se suprapune corect, pentru că Anda e în august a plecat și atunci se justifică. Și cred că e un articol mare aici despre Anda Călugăreanu. Nu caut să fiu originală cu orice preț, dacă am ceva de spus, o spun așa cum pot. Ca unul care am cunoscut-o pe Anda și am avut și discuții cu ea lungi, nu neapărat interviuri publicate, ci dezbateri și discuții de prietenie, pot să vă spun că e una dintre cele mai speciale persoane din lumea film, teatru, televiziune, muzică, orice. Nu cred că sunt multe persoane care o pot egala și, din punctul meu de vedere, nici nu cred că se poate. Era absolut specială. Și-a tăiat craca de sub picioare, iar compoziția a boicotat-o. Ea a cântat și foarte multe piese din repertoriul internațional, după cum bine știți. A avut acele tandemuri fantastice cu Toma, cu Moțu Pitiș, cu Dan Tufaru. A avut trioul cu Tufaru și cu Pitiș. Dar, pe lângă toate astea, un talent imens. Un talent imens. Așa că, dacă n-ați citit articolul, vi-l recomand cu căldură să-l aveți din Adevărul, numărul de azi. Asta fac bine băieții ăștia. Biciclistul Alex Filip este instructor auto și pilot de raliu auto, spune Mihail Tuturică. Bun, și? Care-i faza? Da, nu știu. Măi copii, poate căldura, poate pandemia v-a tulburat mentalul. Păi ce vreți să spuneți? Adică a pățit ceva, n-a pățit ceva, are importanță identitatea lui, el l-a accidentat pe cineva? Nu știu ce vor. Domnul Turturică, mă bazez pe tine, că băiatul ăsta la altul nu mai îmi răspunde, decât ori întreb ceva, mă lasă în aer.
Zi, care este ideea? Ce a făcut omul ăsta? Faptul că era instructor auto îl împiedică să fie tamponat de o altă mașină, fiind pe bicicletă? Laurențiu Cezar din Bube, Mucegai și Gunoi, Iscatam, Frumuseți și Prețuri Noi. Dom'le, nu știu unde bați, stimate domn. Cred că ești unul dintre cei care ne va părăsi. Salut, sunt încă, ne spune Zins Hoinalca și mulțumim, am citit cartea lui Bruce Springsteen, urmează The Doors. Patricia, urmează să dezbatem Bruce Springsteen. Da? Da. Deci tu ai citit-o, au mai citit-o încă cel mult 2-3 persoane. Mă bazez pe faptul că vor și scrie câte ceva și vor și spune câte ceva și îl așteptăm pe Ovidiu care va reveni și vom discuta cu el, că el de acum a plecat și poate săptămâna viitoare vom discuta despre o carte de-a lui și apoi despre Springsteen. Cine urmează? Am și spus că facem o discuție cu autorul cărții cu Flacăra, cu Cenacul Flacăra. Și dacă vrei, Doors, care Doors? Păi aia pe care au votat-o ei. Păi pe care au votat? Și tu, undeva. Pe care? Asta este despre Cenaclu Flacăra, o carte care v-am spus că include și repertorii. Vedeți, aici sunt date mărturie Ducu Berții, Adrian Păunescu, Vasile Iacob, nu știu ce, cine a cântat, unde s-a cântat. Sunt o grămadă de informații care n-au prea circulat și opinii multe de la oameni care au trecut prin Cenaclu. Oameni grei. Asta e cartea, da? Da. Deci, cartea cu Doors este aceasta, care va urma după cele două și lista celor care au contribuit la achiziționarea acestei noi biblioteci pe care mi-o construiesc acum, aștept să-mi iau rafturi noi pentru că nu mai încap în casă. Aici Ronnie James, aici prietenul meu și celălalt prieten al meu, ăsta. Astea sunt cărțile. Sigur, dacă nu le aveți, trebuie să le comandați ca să putem vorbi despre ele. Dacă nu, povestim noi despre ele și voi... Să le comandați din timp. Sau trebuie auzi că trebuie comandate din timp. Unele vin foarte repede, altele durează. Citesc încă o dată lista impresionantă și foarte frumoasă. Aici este lista, da? Și încă o dată mulțumiri, deși e în limba engleză, pentru că știau că asta e limba mea maternă. La mulți ani au trecut în română, că au zis că, bă, hai să nu zicem happy birthday, că nu dă bine. La mulți ani e în română, cu Zins Hoinalca, că mulțumesc, că sunem Seipen, Crina Ionescu, Lala Roxana, Lavinia Ban, Adrian Guțu și Emilia și Iulia, adică Emilia n-are alt nume. Da, Emilia și Iulia sunt o persoană. Am luat și eu formula azi, după ce am văzut la tine numărul cu interviul doamnei Ioana Pelea, mama îl citește. Uite, vezi? E bine că recomandăm. Da. Și acolo să știi că mai sunt și alte articole, să nu lăsa numai pe mama. Sunt și acolo articole interesante în formula azi. Nu spun că întotdeauna. Nici nu cumpăr întotdeauna, dar acum am zis, domnule, am văzut-o pe Oana pe copertă, hai să vedem despre ce e vorba. Mihail Zicii cu Filip ăsta, că nu o înțeleg, a pățit ceva, a contat că era pilot de auto când era pe bicicletă, a murit, trăiește. Zice cine ceva, că tot scrieți câte... E ca și cum eu v-aș zice acum frânturi de cuvinte și pe să zic, v-a plăcut? Nu? Nu-i nimic. Pa! Ziua, carte, nori, ploaie, lampă, foc, pa, e. Cam așa vă exprimați voi. Eu nu înțeleg ce spuneți. Sunt două persoane care au scris lucruri despre care n-am înțeles nimic. Am luat, asta am citit. Bun, deci domnul Manea Nunea, nu a intrat tot textul, zice. Hai să vedem. Care e textul? Biciclistul? Păi nu a intrat tot textul. Păi și unde e? Păi nu l-a mai scris. Păi dacă ai putut scrie, nu a intrat tot textul, poți să-l mi-l dai acum, două oară. Despre ce e vorba? Iar pe Laurențiu Cezar Giambașu cu Bube, Mucegai și Gunoi, Scatea în frumuseți și Prețuri Noi, nu știu ce vrei să spui ca verdere, dacă insinuezi ceva, încerc să mă fac că nu mă prind sau dacă mă prind, încerc să cred că nu ești într-un loc potrivit ție, nu-ți face plăcere, nu te obligă nimeni. Dacă ți-a venit ție poezioara asta frumoasă,
care seamănă de arghezii, așa, atunci te simte-te bine. Este vorba despre ironia sorții că unul care instruiește conducători auto și care știe și cu mașina mai mult decât noi toți, urcându-se pe bicicletă, pățește acel accident, iar din filmare se vede cum este strâns intenționat de acel șofer nenorocit, este foarte rău accidentat. Asta cum am înțeles. Deci, în sfârșit, dar puteam să începem cu asta. Deci e, într-adevăr, ironia sorții, ca un om care se descurcă foarte bine la volan să pățească exact el un accident fiind el victimă. Deci, e faptul că ăla l-a accidentat voit, aia este teribil. Da. Pe ăștia trebuie să-i bage la pârnaie, nu trebuie să-i scape sub nicio formă. Vorbesc serios. Și cu toate astea, nu știu. Eu zic că pentru unul ca asta e crimă cu premeditare. Ce să mai discutăm? Mai departe, eu te înțeleg și așa. Te intuiesc. Lavinia, deja dai de bănuit. dacă tu intuiești, dacă eu aș vorbi așa cum mi se scrie mie, cred că n-ați mai intui. Dar, în sfârșit, happy weekend, am primit de la Gelu Ciobanu un portret pe care nu-l pot publica pentru că e semi-porno. Așa trimit oamenii în privat, vezi? Deci, dom'le, pandemia asta a generat foarte multe modificări structurale chiar la mulți dintre noi. Sper că la noi nu se vede, chiar dacă ne-am modificat și noi, dar să nu se vadă. Dacă mai ține pandemia, realmente, o să am atâtea cărți că nu o să pot să le țin și până la urmă voi fi nevoit să le și citesc. Cred că asta va fi situația. Dar eu sunt om vizual și eu văd, mă uit dacă... Și eu am înțeles, spune Patricia. Deci, băi, sunteți un grup organizat, e clar. Nu poți să... Pilotul Alexei l-a lovit intenționat de o mașină în timp ce era pe bicicletă. A virat spre mine cu intenția clară de a mă lovi. Deci asta povestește pilotul. Andrei Manea mi-a dat trimitere la un articol în privat. Mulțumesc. Așa da, acum ne-am înțeles. Între timp mi-a scris și Mihail. Deci, până la urmă, acum știm... Dacă a fost un act deliberat, acolo trebuie, cred că mărturia omului e suficientă, dar bănuiesc că vor face măsurători, calcule, declarații și abia după aia, când se vor trezi ei, procurorii, o să ducă la instanță și instanța o să zică că nu sunt concludente și uite așa, ăștia suntem, asta e justiția în România. Seară plăcută, mă pregătesc pentru noapte albă, complimente Iuliei, spune Ion Răducan. Ieri am avut un gând și așa a fost, spune Lavinia, probabil că se referă la Andrieș. Deci da, domne, asta e, sunt previzibil. Na, ce să fac? Asta e, ce să facem? Nu mai pot să ascund nimic. Ca dovadă că sunt previzibil, nu vă spun nici când vorbim, nici despre ce, pentru că habar n-am. Acum să vă văd cum anticipați. La noapte e o emisiune cu de toate, după cum puteți bănui. Prima oră așa, a doua oră altfel, cu un material din 2000, cât este ăla? 13? 13, cred că e, da? Un interviu din 2013 cu un creator extrem de talentat și de valoros, care din păcate nu mai e printre noi, așa că de asta vi-l recomand, pentru că cei care n-ați ascultat emisiunea decât în ultimii 5, 6, 7 ani, n-ați prins momentul. După care vine și acel top sentimental creat de voi. Așa că aveți ce auzi. Dacă sunt în stare, o să stau și eu în prima parte cu voi. Dacă sunt comunicări, dacă stăm de vorbă, cu mare drag. Dacă nu, eu vă găzduiesc și voi puteți discuta între voi despre biciclete, despre transport în comun, despre măști, despre școală, despre viață, iubiri, tot ce vreți voi. Și din când în când amintiți-vă că am deschis o ofertă clară, 7 cântece care vă plac și pe care ați vrea să le auziți la radio, 3 dintre ele vor ajunge, dar trebuie să-mi trimiteți lista cu cele 7. Privat ar fi cel mai bine, în timpul nopții, dacă tot n-aveți altă treabă, faceți acest lucru. Sunt acum în așteptare, încă 1, 2, 3, 4 sunt deja pe rol. Astăzi veți auzi pe unul dintre cei care a cerut și urmează edițiile următoare. De voi depinde să fie cât mai mult.
adică să deveniți așa cum a devenit celebră în orașul ei DJ Lala, să fiecare să fie în orașul lui DJ puncte puncte, puneți numele care urmează. Seară plăcută, noapte fantastică, numai bine!